Dacă îți plac materialele cu Marius Ghidel, ar trebui să știi că mai avem un canal secundar de YouTube cu denumirea Școala Iubirii cu Marius Ghidel. Găsești detalii în descriere și link către acel canal, unde avem mai multe materiale postate cu discuții și între membrii Școlii Iubirii, care aplică în mod constant învățăturile pe care Marius le propovăduiește. Dacă vrei și mai multe materiale decât sunt aici pe canal, și vrei să vezi și alte perspective și cum oamenii aplică aceste învățături, mergi acum pe acel canal și vezi mai multe videouri. Bună, Marius, mă bucur să te revăd. Bună, Corina! Ți-am solicitat prezența și timpul astăzi ca să discutăm un episod foarte fain care s-a petrecut weekendul trecut. Am fost vineri seara la Râșnov, unde ați avut voi tabără, da? Și la sfârșit, când s-a dispersat grupul, un domn a venit la mine să-mi mulțumesc pentru aceste binarii sau, mă rog, așa. Și eu am profitat de faptul că el a venit către mine ca să-i fac o mărturisire. Dacă ți amintești, în timpul programului, discuțiilor de vineri seara, acest domn care este în cuplu și era împreună cu prietena lui, erau amândoi, ei de altfel au și zis că s-au cuplat după una din taberele tale din primăvară, așa, și el dă exemplu cum ea încă îl critică. De exemplu, merg pe munte, el este și fotograf și face poze și ea se trezea să-i spună: dar mai faci multe poze, dar nu vrei și tu să te bucuri de peisaj? Ce stai toată ziua și faci poze? Așa. Și el îi spunea: uite, acum m-ai criticat. Și ea se apăra și el se înfoca și mai tare că ea se apăra. Și tot așa. Bun, și în momentul în care acest domn a venit către mine cu o total altă chestie, da, am zis: uite, știi, eu mă regăsesc în prietena ta, pentru că și eu am fost așa. Și eu aveam această tendință de a corecta la fiecare pas. Dar de ce faci așa? Dar fă așa că e mai bine, dar nu mai bine faci așa. Adică să fie cum vreau eu. Da? Aveam această tendință, probabil că încă mai am, nu chiar la fel de puternică sau îmi iau seama mult mai repede, dar ea e încă acolo că nu. Ceva atât de puternic înrădăcinat, nu dispare peste noapte. Și a venit și prietena lui lângă el și astfel a pornit discuția. Și ei doi au început atunci un pic și mai tare. El cu doleanțele la adresa ei, că îl critică, ea cu doleanțe la adresa lui, că nu este suficient de înțelegător, că are și programe, că programe noi au ieșit la suprafață în această relație și că nu este nici ei ușor să se schimbe peste noapte. Și că lucrează, dar nu, asta e, nu iese foarte bine. Da? Și cumva se încingeau un pic spiritele acolo, nu neapărat sub formă de furie, dar acest du-te vino de critici. Ia-ți-o ție, na-ți-o mie. Așa. Apoi, la un moment dat, tu ai venit lângă noi. Și domnul cu pricina tocmai povestea, când, parcă, dacă mi-amintesc bine și poate și dacă ți amintești tu mai bine, te rog să mă corectezi, spunea că el i-a făcut ei un ceai și nu știu în ce fel de cană sau în ce fel de recipient îi pusese ceaiul și ea i-a spus: ceaiul nu se pune în cană cu mâner din ăsta, trebuie să fie cană cu mâner nu știu de care. Și el a luat-o personal, s-a supărat și a zis: uite, după ce că-ți aduc ceai, după ce că-ți fac ceai, în loc să-mi mulțumești, tu mă critici. Moment în care tu ai zis: cum te critică? Că nu te critică, îți arată grijă și iubire. Și el era: cum adică? Nu, că m-a criticat. Și tu: nu, îți arată grijă și iubire, așa îți arată că te iubește. După care ai mai venit cu o idee: știi ce aș face eu în locul tău? Când procedează așa,
I-aș face ceva ce îi place. De exemplu, dacă îi place să meargă pe munte, aș scoate-o pe munte. Dacă îi place la patinoar, aș duce-o la patinoar. Dacă îi place un masaj, aș face un masaj. Nu, asta cu masajul nu cred că a fost spusă, dar el a spus-o, pentru că el înțelesese exact invers și a zis: "A, deci când ea mă critică, atunci ca plată să-mi facă mie un masaj." Și tu ai zis: "Nu, tu îi faci ei un masaj." Și era: "Păi cum, că ea m-a criticat, ea a greșit față de mine, deci ea trebuie să-mi facă mie masaj." Și tu erai: "Nu, nu, nu, tu îi faci ei un masaj și o mai și pup 5 minute." După care ai zis: "Iar când el te critică," i-ai zis ei, "tu îl pupi 10 minute." Da? Ok, și mie mi s-a părut foarte, foarte frumos ceea ce s-a întâmplat acolo. Și dacă domnul cu pricina inițial a fost contrat, pentru că era totul pe invers, era totul pe invers, da? Față de cum suntem noi obișnuiți. M-ai criticat, păi da, mă apăr și te critic înapoi sau te corectez, da? Nu, tu ai venit în loc să corectezi, fac ceva drăguț pentru tine, ceva ce-ți place ție, da? Te scot la cofetărie, te duc pe munte, mai știu eu ce. Da? Bun. Deci tu ce ai făcut acolo? Tu ai exemplificat cum s-ar comporta iubirea. Ce ar face iubirea? Ai schimbat automat etichetele, ceea ce domnul numea critică, tu ai numit iubire și grijă, da? Și atenție. Deci ai inversat etichetele. Iar ai făcut invers față de cum zice mintea. Când mintea zice: pedepsește-o, corectează-o, tu ai inversat și ai făcut pe dos față de cum zice mintea. Care e opusul pedepsei? Păi recompensa. Fă-i ceva drăguț. Da? Și lucrurile acestea nu au cum să nu-i apropie pe cei doi și n-au cum să nu facă ca ego-urile să se dezumfle. Da? Și mai târziu, domnul a recunoscut că acestea, de fapt, ar fi ocazii de îndumnezeire pentru el. Da? El spusese că, păi cum, nu înțeleg, nu e bărbatul corector. Și tu ai spus: bărbatul puternic este înțelegător și îngăduitor. Și profită de orice ocazie să se îndumnezească, ceva de genul, pentru că tu ai zis: eu m-aș bucura să vină cineva la mine cu faze din astea, eu de-abia aștept, aș aștepta să, da, și atunci eu am intervenit și am zis: da, tu Să-mi de-abia zic că aștept nu-i să ai bine ocazie să ce cedezi. face, mie mi-ar place. Să-mi Da, îngrijesc. exact, ceea ce zic ei că nu e bine că se întâmplă. Uite, tu inversezi automat și zici: oh, e bine, chiar mi-ar plăcea, chiar aș vrea. Și despre asta este vorba, în concret, a inversa etichetele și a face pe dos față de cum îți zice mintea, despre asta este vorba, iar Asta e acest intrarea în exemplu, rai. acest Așa se intră în exemplu, rai. Da. așa se intră în rai. Deci, și am vrut să împărtășim cu toată lumea acest episod, pentru că nu am fost inspirat atunci să-l înregistrez. Și mi s-a părut că este cel mai bun exemplu, este extrem de eficient, adică nu lasă loc de interpretare. Ce înseamnă să inversezi eticheta sau ce înseamnă să faci pe dos față de cum îți zice mintea? Nu. Fost exemple concrete, mură în gură, uite, asta înseamnă. Și pentru asta vreau să-ți mulțumesc, pentru că pentru mine acea discuție cu tine și cu acel cuplu a fost highlight-ul serii. A fost miezul, a fost și ai văzut și tu că cel puțin asta a fost impresia mea, că ei au plecat împăcați de acolo. Da. Da. Aceasta este problema colosală pentru noi. Aproape imposibil de acceptat și de rezolvat. Pentru că omul face milioane de rugăciuni și milioane de liturghii, dar în viața de lui de zi cu zi e luptă cu celălalt. Deci, Divinul e în situația aia de zi cu zi, nu e la liturghie sau în rugăciune. Pentru că și dovedește chestia asta. Uite, îți dau acum pe cineva care să te corecteze, să te controleze și tu ce faci? Lupți cu el? Deci n-ai iubire. Adică în loc să inverseze eticheta și să faci Da, invers da. de cum îți Pentru zice că, mintea. da, pentru că nu învață. Nimeni nu le spune lucrul acesta la biserică.
Dacă le-ar spune aceste lucruri simple, deci ritualul nu se referă la comportamentul nostru de zi cu zi, că asta ne lipsește nouă. Alte nume ale divinității și ale diavolului. Deci nu le știm corespunzătoare în purtarea noastră. Și noi funcționăm ca și diavol continuu și nu știm. Credem că trebuie în continuare să ne apărăm. Și culmea este că Domnul este pictor de biserică. Înțelegi? Deci culmea de pe lume. Da, mai trebuie spus, uite, dacă am fi învățați chestiile astea de mici, când încă n-am avut timp să fim condiționați toată viața noastră cu toate programele și o relație este așa și asta este așa și dacă ți se întâmplă așa trebuie să reacționezi așa, da? Deci când treci de o vârstă, da, până la 40 de ani, păi toată viața ta ai fost condiționat la maxim, ia și programul ăsta și pe ăsta, da? Când ești copil, și ai parte de asemenea învățături, pe tu încă ești curat, încă Da. nu, da? Și e Da. mult mai ușor să le implementezi. Așa, le auzi la 40 de ani, dar stai că tu toată viața ta ai trăit pe dos, pentru că n-ai știut. Și cum spuneam, că spuneai tu la început, că și el și ea, ambii au un istoric în spate. Și ambii au ieșit dintr-o căsnicie și ambii au ieșit din acea căsnicie cu gust amar. Iar ceea ce tu îi spuneai lui, da, să o recompenseze, adică să facă invers față de cum îi zice mintea, pentru că asta este stingerea programului și intrarea în rai, lui îi se părea că se lasă călcat în picioare. Pentru că spunea, dar asta am făcut în fosta mea căsnicie și am ajuns să fiu călcat în picioare. Ideea este că ceva nu înțelegem. Ne punem egal între iubire și ego. Acționăm din ego, avem impresia că acționăm din iubire și apoi ne dă cu virgulă și nu înțelegem de ce ne dă cu virgulă. Și asta e foarte greu de făcut distinția când acționez din ego și când acționez din iubire. Și numai ce e pe dos și numai ce e scandalos e iubire. Că e scandalos. Păi cum să-i fac eu un masaj, ea mă critică și eu să-i fac ei masaj? E scandalos, nu? E stupid dacă stai să te gândești. Deci asta e iubirea, că ăsta este inversul. Și viceversa, evident, el o critică, ea se ducă să-l îmbrățișeze în loc să-i întoarcă spatele. Dacă am și dat acest exemplu, i-am zis, uite, că mare lucru, dacă tu îi accepti lui îmbrățișarea într-un astfel de moment, e mare lucru, pentru că înseamnă că nu ai orgoliu mare. Eu, pe vremea mea, nu puteam să accept îmbrățișarea. Întorceam spatele și stăteam îmbufnată 3, 4, 5 zile, după care, dacă mă întrebai de ce eram supărată, nu știam să zic, pentru că, evident, că era un motiv de nimic. Da? Pe Și vremea mare ta, lucru. înainte de Hristos. Pe vremea mea, înainte să-l cunosc Erei pe noastră. Hristos prin învățăturile transmise prin tine. Așa. Și asta zic, mare lucru, cineva să te critique, da? Tu mă critici pe mine. Eu mă simt rănită că, wow, m-a criticat. După care, tu vii către mine să mă îmbrățișezi, da? Pentru că, ok, scopul nostru este să ajungem la pace și armonie și vii să mă îmbrățișezi. Iar eu zic, a, pe ce faci? Acum mă critici și acum vii să mă îmbrățișezi? S-o crezi tu, da? Și te resping. Și îți întorc spatele și stau îmbufnată. Și uite așa se face. Și asta ziceam, wow, dacă tu, ca femeie, ai puterea să te lași îmbrățișată de bărbatul care tocmai te-a criticat, deci mie mi se pare wow asta. Pentru că, în mod normal, ego-ul zice, na, nu te lași îmbrățișat, ia arată-i tu lui, ia arată-i tu lui, da? Ia să vadă cum e, respinge-l tu acum, da? Ce frumos! Este așa de complexă emisiunea asta, cred că trebuie să o prelungim cât se poate de mult, până la limita la care poți tu să stai, pentru că sunt atât de multe lucruri importante de spus și multe lucruri s-au întâmplat la Râșnov, extraordinar importante. A doua zi, când ai plecat, tu nu erai, o doamnă din București, am impresia că o cheamă Elena, ne-a povestit o fază foarte interesantă. Ea este foarte reflexivă și analizează situația de viață. Mergând prin București, la un moment dat a văzut o doamnă cu un porumbel în brațe, probabil că era accidentat, care se certa cu un domn
care avea părul nu știu cum, era tatuat peste tot, nu știu dacă avea și cercel în nas da, sau în urechi, nu mai țin minte ce a povestit când a spus totul, și se certa cu doamna aceea să ia porumbelul. Deci el vrea să aibă grijă de porumbel, doamna vrea și ea să aibă grijă și s-au certat. Oamenii doar se uitau și nu interveneau. Și ea s-a intercalat între ei și a încercat să o salveze, așa a crezut ea atunci, să o salveze pe doamna aceea cu porumbelul, care țipa în gura mare, că o agresează. După care omul acela s-a uitat atent în ochii ei, profund, puternic, în ochii ei, de a înfiura-o și a zis: femeie, de ce nu înțelegi că eu te țin în viață? Deci, el era divinul. Deci aici este problema noastră. Noi împărțim în bine și rău și nu înțelegem că Dumnezeu vine și sub forma, cum se numește, piercing? Nu mai știu, cu Piercing, da. Da, ce e în piercing. nas. Și vine un Dumnezeu cu piercing și Și tatuat peste tatuat. tot. Și spune: femeie, de ce nu înțelegi că eu te țin în viață? Aici este problema noastră, că împărțim în bine și rău. Nu putem să acceptăm că divinul vine, că e același procent de iubire în fiecare. E aceeași divinitate. Prin ochii celui tatuat privește tot Dumnezeu. Și nu contează cum forma, cum este el. Poate să fie împuțit, poate să fie nespălat, poate să fie cerșetor, să mioase urât, tot divinul este acolo. Noi dacă am Uite, știi, înțelege ce Marius, spune. iartă-mă că te întrerup, dar îmi dau seama că noi vrem să îmbrățișăm doar omul care se poartă frumos cu noi și ne vorbește frumos. Noi vrem să-i facem masaj și să ducem pe munte și să scoatem la restaurant doar omul care se poartă frumos cu noi și ne vorbește frumos. Doar pe Dumnezeu care se poartă frumos cu noi. Pe Dumnezeu Exact, care nu se poartă doar frumos, cu nu-l el. acceptăm. Exact, nu-l acceptăm. Și nu vrem să-l îmbrățișăm, nu vrem să ne împăcăm cu el, nu vrem să-i facem un masaj, nu vrem să-l îmbrățișăm. Deci, în cuplu, să refuze o îmbrățișare celuilalt. De ce mai ești în cuplu? Dar o spune cineva care a făcut-o. O spune cineva care a făcut-o, da? Asta este, că noi punem egal la iubire, noi ego, și la acel ego punem egal iubire. Da? Și zic, păi el nu mă iubește, că dacă mă iubea, nu mă critica. Iar eu nu-l îmbrățișez pentru că m-a criticat. De fapt, nu-l îmbrățișez pentru că sunt orgolioasă, dar asta este cu totul ceva ce nu vreau eu să recunosc despre mine, și atunci mi-e mai ușor să zic, el e de vină că m-a criticat, decât să recunosc despre mine că sunt orgolioasă. Da? Și viceversa, pentru că am observat că și la bărbați se întâmplă acest lucru. Deci, n-aș ști să zic, probabil că ponderea e mai mare la femei, că avem aceste programe și ele se transmit mai ales pe linie maternă, dar ca bărbat, dacă crești într-o astfel de familie în care mama este foarte orgolioasă, presupun că preiei modelul, sau nu știu. Da. Nu știu. Revenim. Lucrarea s-a făcut de peste 2000 de ani. Este genială. Pentru că noi nu vedem nu vedem decât concret lucrurile, în concret lucrurile și în particular vis-a-vis de persoana noastră. Nu vedem că am fost manipulați groaznic. În momentul în care se pune o persoană mai presus decât toți ceilalți, în clipa respectivă apare împărțirea. Adică numai acela poate să fie perfect și desăvârșit, noi nu putem niciodată să ajungem la această măsură. Și nu este adevărat. Pentru că prin fiecare om, chiar dacă este imperfect, Dumnezeu vine sub forma unui om imperfect în fața ta, sau greșit, sau nebun, sau tatuat cu piercing în nas și cercei în urechi. El este acolo. Acest lucru noi nu putem să-l acceptăm deloc. Absolut deloc. Și pentru faptul că noi împărțim în bine și rău, în clipa respectivă luăm lucrurile personal și ne vedem diferiți și pe celălalt îl vedem dușman. În clipa în care am împărțit în bine și rău, orice, automat, orice situație de viață o vom vedea în relație cu un dușman, că celălalt este diferit de noi. Deci dacă nu vezi că totul este egal,
că în fața ta e divinul, sub toate formele vine spre tine și sub ăla care te înjură și ăla care este murdar și respingător sau omul nedrept care îți produce o nedreptate. Și acolo este divinul, în toate formele, pe nivelul tău de împărțire. Că dacă n-ai împărțit, nu ar veni, că n-are ce să scadă la tine. Deci nu înțelegem că vin doar oglinzi din față și ceea ce suntem noi. Dacă noi judecăm, din față vine un judecător care ne va judeca. Deci mereu pățim ceea ce suntem noi. Pentru că oamenii nu fac altceva decât să ne distrugă identitatea cu acest ego. Și mai mult, diavolul acesta este până la urmă tot divinul. În momentul în care nu se mai împarți în diavol și Dumnezeu, atunci totul este Dumnezeu și rămâne numai iubirea. Numai atunci. Dacă să ajungi la acest nivel, pornești la început printr-o părțire în diavol și suflet, spre exemplu, după care iei inversul a tot ceea ce zice ego-ul, deci diavolul, că zice că nu e bine, tu mereu te... Deci noi avem în față această credință că lucrurile nu sunt bune. Tot ce zice că nu e bine, de fapt Dumnezeu, care vine în forma respectivă ca să-l distrugă împărțeala, împărțirea. Asta se face. Și nu întâmplător în facere, eu am văzut facerea. Am văzut Vechiul Testament când a fost scris. Și am uitat să scriu în cartea în Shangri-La. Am pus decât căderea din rai. La ce s-a întâmplat acolo? Erau sate diferite și fiecare sat avea câte un înțelept. Și înțelepții aceia au hotărât să scrie o carte ca să aibă centralizată toată cunoașterea la care au ajuns ei și să poată să o transmită urmașilor. Și s-au întrunit așa la un foc de tabără noaptea și unul cel mai în vârstă dintre ei, acolo toți erau bătrâni cu barbă albă, s-a ridicat în picioare și a spus care este acea afirmație care le cuprinde pe toate și care se poate să dezactiveze tendința pe care o avem noi de a funcționa ca o ființă întunecată. Și atunci s-au gândit și au zis așa, să nu muși din pomul cunoașterii binelui și răului. Adică să nu împarți. În momentul în care ai împărțit pe Dumnezeu, că noi îl împărțim pe Dumnezeu din față, pe felii, pe bucăți, a început destrămarea vieții tale. Deci, de fapt, acolo este și de bun simț afirmația aceasta, pentru că salvează și viața. Că atâta timp cât împarți, va veni din fața adversitate. Și tot timpul, că e împărțirea ta, e judecata ta, și îți vine și te lovește. Poate nu se înțelege, de fapt, ce înseamnă împărțire în bine și rău. Că noi folosim această sintagmă, da, această terminologie, dar poate că ea nu se înțelege. Auzim cuvintele, să nu împarți, înțeleg ce înseamnă să nu împarți. Înțeleg ce înseamnă bine, înțeleg ce înseamnă rău, dar luate împreună nu le înțeleg. Poți, nu știu, o altă expresie? Poți folosi o altă expresie sau Nu cumva există, să explici da, mai mai bun. detaliat? Da, nu există ceva mai bun decât altceva. Noi avem preferințe. Nu, Deci noi nu alegem un există bine ceva mai mai mare bun decât decât alt bine. Și în clipa respectivă alegem, când faci alegerea asta, îți definești, constatăm că avem un corp și zicem eu. Deci când nu altul. Da. mai împarți, pentru că lucrurile sunt indiferente, natura funcționează pe neutralitate. Ea e neutră. Pentru ea, moartea e viață. Pentru noi e o diferență. Da. Ea nu este mișcată de asta. Ea nu vede nimic. Ea tot ce face, face din iubire. Dacă un animal de pradă omoară un ierbivor, nu este ceva rău pentru natură. Doar pentru noi este ceva rău. Da, noi Acolo, percepem ca fiind rău. da, acolo este jocul vieții, divinul în toate pozițiile. El se și sacrifică, este și ierbivorul, el este și Da. lupul Pentru agresiv. că proiectăm filtrul nostru uman asupra animalului și zicem, vai, căprioara suferă că a prins-o, nu știu, lupul, da? Pentru că ne Vai, adaptăm, că suferă căprioara, dar de ne unde știu raportăm eu la că acest... noi. De aici vine. Exact, da? Pentru că mă imaginez pe mine că dacă pe mine m-ar prinde lupul, eu aș suferi. Știi de ce? Pentru că noi derivăm sentimentul de eu din împărțire. Dacă nu împarți, n-ai un eu. Deci devii o ființă comună și numai iubirea există, dacă nu împarți. Și cu asta pornim în felul următor. Avem ego și avem suflet, deci diavolul și sufletul, sau iubirea, sau Dumnezeu, după care luăm tot ceea ce zice ego-ul că nu este bine, luăm inversul și aducem argumente inversului până obținem starea de desprindere. Pentru că noi murim datorită împărțirii, culmea de pe lume. Deci, datorită minții noastre care împarte. Pentru că pierdem energie pe judecată. O cantitate foarte mare de energie și este o energie subtilă.
Și după care noi simțim nevoia să luptăm, să ne acumulăm. Dar credem că materia ne dă energia aceea. Ori materia, fiind secundară, nu poate să rănească ceea ce e superior, sufletul. Deci sufletul nu poți să îndești în suflet mașini mici, bani. El nu e. Nu poți să-i dai nimic. El nu mănâncă nimic, nu are Nici nevoie de nimic. statut, nici faimă, nici Da, recunoaștere, da. nici Pentru imagine, asta, ca să nici trăiești în mișcare. suflet, trebuie să micșorezi cât se poate de mult materia. Și să trăiești doar ca o... Cu cât materia e mai mică în importanță, cu atât sufletul este mai puternic. Și atunci trăiești și mai mult. În modul acesta se prelungește viața, nu altfel. Sau să ai o viață fericită tu și copiii tăi. Deci nu ești interesat să faci mai nimic pentru tine, pentru că tu ești de fapt el. E suflet, nu ești corp. E 0,53%. Păstrează raportul de 0,53%. Sau maxim, hai să zic, 20%, că este raportul pe care îl folosesc celulele din noi. Deci 20% păstrează pentru ele, dar nici ăla nu e pentru ele, că îl folosesc în procesul metabolic. Deci cei Este 20% atâta folosesc clar, ele și da. restul dăruiesc. Deci cam asta este. Revenind la sensul expresiei, împărțim bine și rău, se poate spune, Marius, că nu există ceva mai bun decât altceva, există doar ceva diferit? Nu. Sunt noi privim formele. Nu este nimic diferit. Nici nu mă interesează forma. E Esența este același suflet. aceeași. Deci, Esența e Muntele aceeași, doar Himalaya. forma e diferită. Deci, Muntele Himalaya ești tu. Oceanul Pacific ești tu. Soarele ești tu. Ești tu una cu toate formele în fundal. În fundal e spațiu infinit de puncte aurii de fericire. Și mai mult, toate se închid în tine. Că acest fenomen s-a întâmplat acolo când am fost dincolo de fluid de gânduri, mi-am dat seama că sunt infinite punctulețe. Și fiecare o formă din lumea aceasta are o corespondență în punctulețele respective. Și deodată toate punctulețele au intrat în mine, s-au închis în mine și atunci mi-am pierdut complet, am intrat într-o stare de uitare de sine desăvârșită. Că cam asta este a trăi în suflet. Să fii dezinteresat de persoana ta. Și când s-a întâmplat lucrul acesta, am ajuns să fiu întreg. Deci mi-am dat seama de ce zicea Eminescu. Nu acolo, pe pământ mi-am dat seama. Că Eminescu spunea așa, punctul acesta mult mai mic ca boaba spumii este stăpânul fără margini peste marginile lumii. Deci ceea ce este mare, infinit, cum să intre în ceea ce este cel mai mic punctuleț? Și totuși la divin se poate. Da. Atunci se poate spune că esența e aceeași, doar forma diferă și nicio formă nu e mai bună decât alta? Niciuna nu este mai bună decât alta. Toate sunt varietăți ale lui. Ale lui Ele care sunt e toate, unul și sunt același măștile lui, lucru. sunt formele lui de existență, ce sunt infinite, de la atom, la nucleu, la electron, la tot ce vrei tu, la formele mari. El este peste tot, nu există nimic în lumea aceasta care să nu fie el. Apoi, dacă înțelegi lucrul acesta, nu ai cu cine să te bați. Că și nespălatul și omul care îți produce o nedreptate, este tot el. Înțelegi? Deci nici n-ai pe cine să corectezi, că dacă vorbește Dumnezeu prin omul din față, ce se face? Și rămâne doar admirația, tăcerea, admirația, aprecierea. Păi apare o încântare deosebită și ești așa de fascinat că totul e pătruns de divin. Iar dacă ai cumva și cade mentalul, că asta este bariera noastră, asta care, tot vocea asta care vorbește în cap, când cade, știi ce se întâmplă? Tot ceea ce vezi tu în fața ta, tu nu mai te concentrezi, deci nu mai știi cine vede, tu devii privire, observator, și tot ceea ce vezi tu și oriunde ai îndreptat privirea, din toate iese o lumină. O lumină. Și dacă în fața ta ai noroi, din noroiul acela iese în lumină. Dacă ai niște gunoaie, din gunoaiele acelea. Dacă ai un cadavru, din cadavrul acela iese lumină. Deci el este E în radianța toate. lui Dumnezeu, Nu, da? da, nu e Radianța nimic ca esenței lui să... Dumnezeu. Da. Păi zice și în Biblie că nu este nimic altceva decât el peste tot. După aceea zice ortodoxii, zic, nu sunt de acord că numai ortodoxii se mântuiesc. Cum aiurea lucrul ăsta se întâmplă asta? Că e aceeași Marius, divinitate. tu ai experimentat efectiv acea trăire în care și noroiul pare de o frumusețe de nedescris? Ai Dar cum să nu? experimentat-o Cum să nu? tu? Păi le spun din Uite, experiență. Întotdeauna tot ce am spus că am trecut prin ele. Nu, că n-am citit în cărți, n-am citit cărțile. Nu știu ce scrie filozofia indiană. Știi de ce întreb asta? Pentru că genul acesta de experiență este descris pe scala conștiinței ca calibrând în marjele superioare ale nivelului 500, deci peste 540. Când ajungi la nivelul de conștiință 540 și te duci în sus,
atunci încep să ai, se întâmplă ceea ce descrii tu. Deci Hawkins descrie foarte bine toate nivelele de conștiință și când ajunge la 540, care este nivelul iubirii necondiționate, așa se vede lumea. Și chiar povestește cum se plimba prin New York și era pe o alee de aia plină cu tomberoane pline de gunoaie și șobolani, dădeau gunoaiele pe afară și el percepea totul de o frumusețe de... nu puteai să nu te minunezi. Dar Deci, este o lumină. vorba de nivelul de Și tu vezi conștiință. lumina, nu vezi forma. Da, Știi? vezi lumina, exact. Și Vezi el ceea ce ești tu descrie în clipa respectivă. prezența lui Dumnezeu, radianța lui Dumnezeu, că totul Da. e lumină, de fapt. Deci forma e, că într-adevăr, forma e o iluzie. Și când Da. ajungi la acest nivel, realizezi că forma este o iluzie. Dar uite-te, spre exemplu, am fost în interiorul corpului meu de atâtea ori. Și este doar un fum. Deci eram fumul respectiv galben, gălbui, alb strălucitor care pulsează continuu. Deci, știi cum scripește așa continuu, nu se oprește niciodată. Asta este substanțul și ocupă tot spațiul, de la cap până la picioare, până la mâini. Ocupă tot spațiul. Iar partea asta de materială, eu vedeam ca o poșghiță. De aia am zis 0,53%. În aprecierea mea este foarte mică, cum e poșghița la măr. Deci, în Da, raport da, cu mărul, da. e nesemnificativ. Și noi facem totul pentru suprafață, pentru poșghiță. E absurd. Da. Asta e o nebunie. Nu este normal. Facem computere cuantice și noi nu putem să înțelegem lucrurile acestea simple. Că sunt Pentru că nu simple. știm că mai există și altceva, Marius. Nu Nu am fost știm. A zis, manipulat. n-am Și văzut, credem n-am în trăit. autoritatea bisericii și mai departe, dar acolo totul e dat peste cap, pentru că ei în mănăstiri se ceartă, se luptă, se urăsc, se pălmuiesc. Deci nu au nicio treabă cu... Păi, liturgia și rugăciunea nu se referă la palma ta, la faptul că nu-l suporți pe ăla. Din cauza asta nu se pot opri. Nu se referă la tendința pe care are fiecare de a se lupta și a se apăra. Acolo funcționează programele de bază care sunt animalice. Nimeni nu se oprește programele animalice. Dă seama ce grav este. Da. Păi uite, în predica de pe munte, da? Unde zice, dacă cineva îți dă o palmă, întoarce-și celălalt obraz. Dacă cineva îți ia, nu mai știu cum e, aia cu cămașa, nu mai știu cum e, dă-i și cămașa de pe tine, gen, da? Ce înțeleg eu? Nu știu, te calcă un hoț, tu, în loc să-l dai pe mâna poliției, binecuvântează-l și zi, domnule, să-ți fie de folos ce ai furat de la mine. Eu așa înțeleg. Dacă înseamnă dacă ai furat, aveam nevoie să mă fur și probabil și tu aveai nevoie de obiectul de care ai furat, cine știe în ce sens. Da, și te binecuvântez și du-te mai departe. Nu neapărat că te dau pe mâna poliției. Bun. Sau dacă ochiul tău, cum e, că nu știu pasajul pe de rost, te face să păcătuiești, scoate-l. Eu ce înțeleg? Nu mă apuc acum să-mi scot ochii din cap, literalmente. Înseamnă dacă percepția mea e una care mă face să împart în bine și rău, smulge această percepție, arunc-o la gunoi, că nu e bună de nimic. Da? Iată că și Strică și înțeleptul. ochiul, strică și ochiul. Da, deși avem predica de pe munte care e destul de clară, tot nu. Da, nu. Dar Intră nu și. stăruim. În mod normal, sunt anumite zone unde ar trebui stărui și numai despre ele să se vorbească. Atât. Da. Și părțile acelea superficiale, nici să nu se vorbească despre ele. Da, dar Și uite că. lovitura cea mai puternică pe care a adus-o Iisus a fost bunăstarea și comoditatea. Și de aici vine contradicția, că omul se duce la biserică, se roagă, dar el are bunăstarea acasă. Deci, în condițiile în care bunăstarea e hulă la adresa divinității. Adică, când omul depășește necesitatea, atunci el nu mai își pierde omenia, iubirea. Da, Ceea ce pentru că devine agresiv față de ceilalți, ne pentru că găsim că ceilalți luptă ca să-și apere devin ceea ce are. un dușman de care ei se simt amenințați, că acel Da, îi vezi dușman pe ar toți dușmani, putea să să le ia. știi. Deci, atât, în momentul în care ai Da. ceva mai bun decât este nevoie, atunci ai vedea pe toți dușmani. Deci nu e neapărat că niște lucruri sunt rele în sine, cum ai zis tu, sunt neutre, ci faptul că pentru că tu te atașezi de ele, începi să-l vezi pe celălalt dușman. Aoleo, dacă mi-a asta, aoleo, dacă îmi fură asta, aoleo, dacă pierd asta. Și vine de la faptul că noi am absolutizat pe cineva, o persoană. Și nu se poate absolutiza nicio persoană. De acolo vine.
toată nebunia. Că Și un vorbeam curent cu în voi. tabără la Râșnov cu Micaela. Micaela a zis așa, ar fi interesant dacă, spre exemplu, avea o icoană pe perete. Dacă prima dată l-am reprezentat pe Dumnezeu într-o icoană, având piercing în cercel, în nas și în urechi și tatuat, și în fața lui să aibă, în mână să aibă o sticlă de whisky și Am o idee mai bună. Să pictezi pe cupola bisericii. Să-l da, pictezi și pe un cupola prezervativ în bisericii. mâna Așa. cealaltă Da. și nu știu, o carte, o Biblie în altă mână. Deci, contradicție. Deci, și în omul acela este divinul. Și să fie reprezentat mai multe tipuri de vicii din acestea, și la sfârșit de tot, când înțelegi că divinul este în toate, atunci poți să te uiți și tu la icoană. Altfel nu te uiți la icoană, pentru că nu vezi, vei vedea împărțit. Vei Exact. împărți pe Cum Dumnezeu. am zis la început, pe Dumnezeu cel bun și frumos îl accepti, pe Dumnezeu care vine cu piercing în nas și cu tatuaj și îți vorbește urât, nu-l mai accepti. Eu am vorbit cu o doamnă avocat și mi-a zis, am întrebat-o, ce v-a determinat să acceptați această învățătură, că e foarte deranjantă și te înfurie. Și a zis, înțelegerea faptului că din față vine numai Dumnezeu și nimic altceva. Am obținut o stare de, m-am împăcat cu mine, o stare de liniște așa absolută, încât nu m-a mai deranjat absolut nimic. Asta este înțelegerea care trebuie să o atingem noi, că este același procent de divinitate în orice om pe care îl desconsideri tu, care zici că este agresiv, că e criminal, că este violent, care este nesuferit, care e nedrept. Este tot divinul acolo, care vine pe nivelul tău de atașament sau de critică, acuzație, de orgoliu. Deci cu cât orgoliul nostru este mai mare, cu atât va veni cineva. Deci nu trebuie să lupți cu exteriorul, că ăla e consecință, e doar oglindă. Cu oglinzile nu se poate lupta. Trebuie tu să scazi criticile și atunci oglinda îți va reflecta altceva, ceea ce ești tu. Deci noi nu avem treabă cu Și așa te exteriorul deloc, e verifici. divinul acolo. Și așa te verifici dacă Exact. într-adevăr ai schimbat ceva în interiorul tău, că oglinda reflectă altceva și reflectă ceva invers față de cum era Da. înainte. Și ultimul nivel este să înțelegi că omul acela cu piercing în nas și cercei și cu whisky în mână și tatuat tot, este tot divin. Deci noi am putea să zicem, e diavolul, e diavolul. Vezi cum ne-a zăpăcit la cap, a împărțit în bine și rău și ne-a omorât sufletul. Nu mai putem să Și iubim. uite, Nu mai putem să iubim. să luăm alcoolicii, de exemplu, da? Noi judecăm alcoolicii că ei cumva și-au făcut-o cu mâna lor și așa le trebuie, da? Nu e Le trebuie, trebuie adevărată să nu nicio judecăm. aruncare. Nu. Deci nicio Și noi analiză. îi ținem, ei nu pot să iasă din rolul acela pentru că noi îi judecăm într-una, 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 într-una. Da, analiza asupra exteriorului nu există. Exteriorul e divin. Cum să zic eu? De ce, Doamne, ai venit sub forma unui bețiv în fața mea? Pentru că tu nu suporti bețivii. Era o doamnă acolo la sus de tot, în Baia Mare, nu știu pe unde, care era foarte, foarte religioasă și a primit 3 mincinoși. Pentru că ea nu suporta minciuna. Ce nu o să suport în viața mea minciuna. Și Alisa a întrebat, și doamnă, mergeți la biserică? Da, tot timpul merg la biserică, sunt credincios. Pe ce fel de credincioasă sunteți dacă dumneavoastră nu puteți să iubiți mincinosul? Că mincinosul e tot Dumnezeu. Păi asta, vezi, în neînțelegerea, ce zic? Pentru că în predica de pe munte zice clar că cu ce sunteți voi mai buni decât vameșii dacă iubiți doar pe cei ce vă iubesc. Iubește-ți și vrăjmașul, da? Să zicem, mincinosul e vrăjmașul, că atentează la valorile mele, da? Bun. Și asta zic, se ia numai ce ne convine și ce este greu de făcut și nu-ți vine să faci, se dă la o parte, ca și cum nici nu există pasajul cu iubește-ți și vrăjmașul. Nu înseamnă să te tragi de șireturi cu el, să-l iei acasă la braț, ci înseamnă, bă, nu-l mai condamna. Nu-l mai condamna, binecuvintează-l și lasă-l în plata lui. Ce să binecuvântez că e divinul acolo, ce că este colosal, la ce să ești prea Cred mic. că e o diferență dintre că tendința minții este să judece, să blesteme, să huo, da? Și atunci vii și pui altceva în loc acolo, pui o binecuvântare. Deci, dai seama ce facem noi. Noi trăim viața gândurilor noastre. Deci Ah, problema nu dar e ne că, deci identificăm. realitatea ne este indiferentă, este divinul acolo, nu contează ce formă ia el. Că îi pune pe oameni să ia anumite roluri ca să te corecteze pe tine. Deci nu e treaba ta, că nu știi. Important este să nu împarți. Dar noi luăm seama la minte, la gânduri.
Ce zice? Ce zic? Noi trăim viața gândurilor noastre, nu realitatea. Realitatea nici nu. Deci privim realitatea prin gândurile noastre. Și acolo, dacă este împărțire, vom fi intransigenți. Noi împărțirea trebuie să o scoatem. Să înțelegem că nu mai vin vinovați. Dacă nu, știi ce facem? Luăm lucrurile personal. Și atunci apare ego. Deci ego apare prin împărțire. Pui un personaj, îl pui foarte sus, atunci toți ceilalți niciodată în viața lor nu vor putea să ajungă acolo. Deci e diabolizat. E diabolizat. Și te duci la biserică și tot timpul rămâi în aceeași buclă în care împaci și pui pe absolutizezi. Dar absolutizând un om, vei absolutiza totul. Deci mereu în viață vei împărți în bine și rău, în avantajul meu, în dezavantajul meu, dreptatea mea, nedreptatea mea. Deci mereu vei împărți. Împărțirea asta poate să meargă la infinit. Da, tu, să zicem, eu te aud acum pe tine discutând despre oamenii care merg la biserică, unde li se predă valori creștine, da, și ei nu le pun în practică, adică Nu li pur și se simplu nu predă le pun în valorile practică. creștine decât acele valori care ne Mă rog, deranjează. așa, în trecere, Care în ne trecere. deranjează, păi alea sunt spuse. Pentru că nu-i convine nimănui să spună că Dumnezeu e supunerea ta. Au fugit toți, se spun, în a doua clipă nu mai vine nimeni în veșnicie în biserică. Păi uite, cred că la liturghie, dacă se citesc anumite pasaje din Biblie, la liturghie nu cred că se sare peste pasajul unde zice iubește și vrăjmașul. Da? Deci se mai zic lucrurile Nu astea. se spune, nu se explică care e corespondența, că asta Asta e când însemna. se explică. Ar însemna să te lași exploatat. Spune și mie, dacă cunoști pe cineva care se lasă exploatat sau face voia celuilalt, că atunci ai intrat în iubire. Adică devii una cu Dumnezeu imediat când te lași exploatat. Deci îți pierzi apărarea. Că ego-ul ăsta, diavolul, este apărare. Când nu te mai apără pe tine, numai atunci ai devenit una cu divinul. Deci, mereu trebuie să faci invers decât face ego-ul. Și revenim la o clipă. Filmul cum se cheamă? Călugărul și diavolul. Dacă l-ai văzut. E un film Nu frumos, l-am îți recomand văzut. să-l vezi, o să-ți placă la culme și este exact despre lucrurile care discutăm noi. Bine, că vine o femeie și acolo și e atrasă, că femeia este reprezentanta plăcerii și diavolul pe pământ și este arătată ca un diavol. În fin. El se duce la spovedanie, la stareț. Și starețul abia aștepta să vadă care sunt vicile lui. Știi? Și el a zis... nu știu ce să spun, dar am un viciu care este cel mai mare dintre viciile de pe lume. Și s-a Îl rugat iubesc să pe diavol. mâine, mama, are și ăsta un viciu. Știi? Care este acela? Zice, îl iubesc pe diavol. Da, adică accept pe fiecare fix așa cum este, nu? E divinul acolo. Și nu poate fi Da. respins. Hai Problema să este revenim un pic. că în momentul în care am împărțit, am devenit diavol. Când iubești lucrurile, formele, măștile lui Dumnezeu, așa cum vinzi pe tine și nu faci nicio diferență, pentru că soarele este egal cu tine, cu muntele Himalaya și cu Oceanul Pacific, atunci, nemai făcând nicio diferență, tu vezi dincolo de formă. Vezi că la 15 Da. secunde, deci îți dai seama ce aproape. Deci Divinul e așa de aproape, la 15 secunde în spatele formei, este El. Și numai El. Uite, pentru că majoritatea oamenilor, și când zic majoritatea, probabil că marea majoritate, adică procentul celor care au experimentat ce ai experimentat tu, da, să dai în fundal unde nici măcar în fundal există cosmosul, există universul. Nu există, asta Nu este există, da? formă. Deci nici măcar universul dispare și Nu, universul este un dispare spațiu tot, de da? punctarii de fericire, acela este Exact. infinitul, Deci, acela este el. Noi suntem care spațiu. iluzia asta, care e tot pământ, planeta asta, Este în el galaxia peste asta, în tot. Nu pot universul să fiu ăsta? deranjat de nimic. Da. E infinite forme. Ce mă deranjează? Ce mă interesează? Da. Pentru că știi că în spate este esența, divinul. Dar noi, care n-am experimentat așa ceva, nici măcar o frântură de secundă, ne e foarte greu, știi? Și dacă mai vine și ăla cu condiționări, mai vine și ăla cu condiționări, mai vine și ăla și mă spală pe creier cu nu știu ce, mai vine și ăla și mă spală pe creier cu nu știu ce, eu de unde mai știu care este adevărul și care e falsul? Păi, Că eu nu am experimentat, știi? Adică trebuie să te cred pe tine pe cuvânt, Marius, și deja știi simplu cum? fapt. Cum se Da. ajunge la adevăr?
Adică trăim ca o ființă egotică, nu? O ființă diavolească. Cum ajungi la adevăr? Foarte simplu. Prin supunere, slujirea celorlalți, pentru că însăși actul simplu de slujire, tu îți pierzi identitatea de sine și devii o ființă comună. Deci te unești cu Dumnezeu. E foarte simplu. A face voia celuilalt. E foarte simplu să te unești cu Divin. Întotdeauna te lăsa folosit și exploatat, manipulat și călcat în picioare, bătut și scuipat, pentru că sufletul, fiind imens, deci infinit de puternic și întreg, n-are lipsuri, el nu are nevoie să se apere. El nu se apără. În momentul în care tu te aperi și te lupți pentru avantajele și binele tău, sau dreptatea ta, omul se definește ca o ființă separată. Deci lupta, rezistența, ne definesc ca o ființă separată. Atâta timp cât tu cedezi, nu mai ești ființă separată. Când te slujești pe celălalt, când ești ca o cârpă pentru ei și faci voia lui și nu voia ta. Experimentează asta în casă să vezi ce înseamnă. Sau printre oameni, tot timpul fiind servire. Dar tot timpul în slujirea celuilalt. Dă-le întâietate mereu, pune-te în poziție secundară întotdeauna și pune pe primul plan pe oameni. Adică mergi spre ei de jos în sus. Și când faci lucrul ăsta cu tot respectul, înțelegând că nu contează forma, el vine în infinite măști și nu există decât slujirea. Deci nu se poate uni cu Divinul decât prin asemănare. Adică să fii ceea ce El este, să faci ceea ce El a făcut. Că de-aia ziceam, decât să te rogi la Isus, mai bine poartă-te ca Isus. Fii Isus. Și oamenii se scandalizează. Știi de ce? Ei știu foarte bine ce se evită. Pentru că dacă s-ar purta ca Isus, ar pierde tot ceea ce au. Și din cauza asta, pun materia pe primul plan. E chestia asta, în momentul în care, uite, că pornim de la faptul că noi, neexperimentând ceea ce ai experimentat tu, da, zicem, ok, te credem pe cuvânt. E o formă de a spune, pentru că nu cuvântul tău mă face pe mine să cred, ci adevărul din spatele lor rezonează cu adevărul din mine, da, și din, mi se aprind beculețele și zic, hopa, e adevărat ce zice omul ăsta, da? Deci, câmpul acesta, frecvența înaltă al acestei informații rezonează în mine și îmi dă, e adevărat, bun. Și înțelegând că este adevărat, atunci îmi deschid urechile și la restul informației care vine. Păi, ca să te dezidentifici de ego, așa, așa, așa și pe dincolo, da? Și încetul cu încetul încep să pui în practică și punând în practică, vezi rezultatele, iar rezultatele sunt confirmarea că e adevărat. Pentru că dacă pui ceva în practică și nu-ți aduce nimic, nu-ți aduce nicio înțelegere, nu-ți aduce nicio confirmare, înseamnă că nu e adevăr. Dar adevărul se confirmă pe sine prin experiență. O să spun și eu ceva aici, că e foarte interesant ce spui, că asta mi-am pus și eu întrebarea asta. Din poziția aceasta egotică, într-adevăr, e foarte greu să-l determin pe cineva să se supună altui om sau să slujească pe omul acela. Este foarte greu, pentru că omul nu poate să renunțe la nivelul pe care îl are decât suferința. Deci, ce fac eu? Recomand să... recomand. Dacă mă întreabă cineva, le spun să facă ceea ce au făcut până acum, dacă Să vor se intensifice ce au făcut să-și până acum. intensifice, să-și facă plăcerile până nu se mai poate, până cad jos, pentru că Când asta e zice până singura nu mai pot. cale. Dar știi cum faci? Prima dată îi spui calea ideală, situația ideală, după care le spui, domne, fă ceea ce ai făcut până acum, că până la urmă te vei plictisi, te vei lăsa. Nu vei avea niciun rezultat, pentru că nu este niciun rezultat. Atâta timp, spre exemplu, la rugăciune, când pui pe Dumnezeu la distanță și nu te supui oamenilor sau nu te micșorezi în toate modurile posibile, nu ai cum să-L cunoști, pentru că Divinul este chiar supunerea ta. Deci, degeaba omul se roagă. El se roagă la Divin ca să nu se supună, ca să nu slujească pe ceilalți, să nu facă voia celuilalt. Din cauza asta el face asta. Pentru că pune o etichetă negativă la ceea ce este divinul. Deci greșeala noastră fundamentală este că zicem la ceea ce este bine din punct de vedere divin, îi zicem că e rău. Și la ceea ce este rău, zicem că este bine. Îi zicem tot, suntem inundați. Zicem că plăcerea este bună, comoditatea este bună, nu? Savoarea este bună și toate astea sunt diavolul.
Vezi? Pe E los. Și dacă îi spui un. cuiva că este diavol și faci identificare corectă, au sit în sus, pentru că nu poate să iasă din iad de acolo. Ăsta este iadul. Uite un L-am mod. manipulat de nu ne-am văzut. De nu ne-am văzut. Da. O lume Un întreagă. mod de a. Nu știu, așa percep eu, că s-ar zbârli ego-ul mai puțin dacă în loc să zici du-te și te supune, du-te și te supune în fața celuilalt, ai zice suspune-l pe celălalt. Adică pune-l sus. Adică nu îl privi de sus în jos și scuipa semințe în cap, ci fă inversul, pune-l Asta înseamnă sus, să fie vezi. o cârpă. Asta înseamnă să fie o cârpă. Când cineva Îl pui hotărăște sus. să îi dea întâietate celuilalt și să-l pună mai presus de toate, știi ce o să-i zic imediat? Păi ești o cârpă acum. Ceea ce ai Nu contează respins. ce o să zică ceilalți despre tine. Important e tu ce simți. Tu dacă, da? Că ești o cârpă, ești un fraier, ești un. Cum poți, mă, să. Păi, o țipat nevastă-ta la tine și tu nu i-ai zis vreo două, păi, dar ești un prost, Nu, da? Că nu. așa se zice. Ce mai bine trebuie să spui de la început, trebuie să fii o cârpă. Pentru că toți cei care sunt acolo în rai sunt cârpe. Deci dacă nu ești o cârpă, nu se intră în rai. Dacă omul nu se lasă bătut, călcat în picioare și scuipat, fără să se supere, nu intră în rai. Asta e examenul de stat. Da, Examenul final. examen de stat. Apropo de supunere și suspunere, mi-am amintit ceva ce povestea Alice vineri seara și a povestit, nu, a povestit acel episod în care odată o mașină peste ea, nu mai știu dacă era pe trecerea de pieton sau nu, și eu o izbit-o bine că a picat în genunchi, i-au sărit și ochelarii. Șoferul s-a dat jos și era îngrozit, speriat, și primul ei impuls a fost să-l liniștească pe acel om, să-i zică, da, e în regulă, dar nu e nimic, sunt bine, uitați, n-am nimic, stați liniștit, că nu s-a întâmplat nimic. Oamenii ziceau, chemați ambulanța, chemați ambulanța. Și ea, în loc să se uite, a dat ăsta cu mașina peste mine, era să mor, nenorocitule, uite-te pe unde mergi. Da, ea s-a dus și l-a suspus, alo, domnule, sunteți bine, dar liniștiți-vă că e totul în regulă, da? Nu vă faceți griji. Sunt ok, dumneavoastră sunteți ok? Toate bune, da? Iată ce înseamnă să te lași pe tine pentru celălalt. Dar a făcut-o instinctiv. A fost un gest automat. Nu numai, ea are etichete schimbate. Ea trăiește după De aia invers. a fost gestul automat, pentru că a lucrat la inversarea etichetelor și cumva ele sunt noua obișnuință, e să fie eticheta pe dos. Ea a evadat. Ea este o evadată. A evadat din Matrix, din antilume. A fugit din antilume, nu știu cum a reușit să scape de acolo. Și acum trăiește în adevărată viață, unde în viața aceasta nu e. În lumea ei, de acum, nu mai este supărare, nu mai e critică, nu mai e acuzație. Da, și asta Este mi ca s-a un părut breș. S-a foarte făcut tare breș. ce povestea ea acolo. Nu știu cât de mult cum a părut această poveste pentru cei care erau în sală, dar pentru mine a fost, wow, uite, manifestarea sufletului, da? Automată, automată. Dar tu când ai venit acolo aveai oarecare iritare. Ce se întâmplase? Mulțumire, ceva? Venisem să mă văd cu Alice și N-ai venit ca să avusesem fii chinuită. impresia, poftim, N-ai venit ca să fii chinuită. n-am venit ca să fiu chinuită, am venit, am venit pe seară, crezând că programul se termină până la ora aceea, știi, și eu o să pot discuta cu ea, dar ea mi-a zis că de-abia a început, îmi păstrase loc lângă ea și atunci am pus. Da, dar venisem special pentru ea, pentru că nu am fost na, nici invitată, nici eu n-am dat niciun semn către organizatoare. Deci, și m-am și simțit un pic așa, ca și cum, ce caut eu aici, că am venit neinvitată, n-am anunțat pe nimeni că vin, doar Alice știa. Vreau să spun un lucru interesant. Numai cel care distruge binele propriu, comoditatea, apărarea, lupta, rezistența, numai acela spune adevărul. Dacă cineva, în explicațiile lui,
nu blochează judecata, nu este în adevăr. Că trebuie din prima să te duci spre judecată, să o blochezi. Să nu stai așa, pierzi timpul. Deci. Stai așa că acum mă întreb dacă ai zis asta cu privire la ce am zis eu și dau filmul înapoi și zic că mă întreb dacă am exprimat vreo judecată și nu mi-am dat seama. Nu, nu, nu. Acum. Nu la asta mă refer. Deci, în general, noi nu putem adera la acele informații care, de fapt, nu blochează judecata. Deci, trebuie imediat, o carte este cu atât mai valoroasă cu cât te chinuiește mai tare și îți vine să o arzi. Dacă Marius, nu-ți vine să o arzi. depinde de nivel, pentru că dacă și de, ok, o venit viața ta, dar cu capul de pereți, când deschizi cartea aia, s-ar putea să zici, da, bă, cartea asta zice exact ce am învățat-o din experiențele mele, da? Nu, dar spune Există de și la această început. variantă. Deci omul care a trăit lucrul acesta spune de la început, nu stă să piardă timpul. Deci din start te lovește. Și spune lucrurile cele mai neplăcute. Spune, fii o cârpă de la început. Din primul capitol, fii o cârpă. Ah, înțeleg ce zic. Nu mai umblă cu zăhărelul, nu mai umblă Nu. cu Păi nu poate, direct. că nici nu interesează. Pierde timp. Oricum nu mai este timp. Oricum nu mai este timp de umblat cu zăhărelul. Iar În dacă... 2000 de ani am umblat cu zăhărelul. Da. Dacă eu am fost confruntat cu o situație următoare, diavolul ăsta se ascunde în diferite alte, are diferite corpuri, nume, diferite nume, sunt alte nume ale diavolului. Spre exemplu, intervenție, corectează, vrea să corecteze pe celălalt, cere socoteală. Astea sunt alte nume ale diavolului, sunt diavolul. Dar nimeni nu spune că diavolul e când cer socoteală. Înțelegi? Și încă o să noi funcționăm în continuare ca o ființă diavolească, crezând că noi trebuie să ne apărăm pe noi când sufletul nu se apără deloc. Deci mereu trebuie să te opui interesului propriu, că numai atunci atingi divin. Bun. El ascunzându-se în foarte multe aspecte, eu a trebuit să fiu, să le iau pe toate, dar nu pot să le iau pe toate, că este dicționarul limbii române, are două volume. Și peste 90% dintre cuvinte definesc Da, diavolul. da. Deci sunt concentrate pe a întări diavolul. Așa a fost construit în limbaj. Deci este incorrect. Și în cauza asta trebuie să iau multe și mereu mă prinde nepregătit, mereu apar. Adică el îmi vine din față cu o întrebare cu un alt aspect al lui. Și el se bucură că uite că totuși nu m-a atacat, știi? Dar eu nu știu, nu pot să văd toate aspectele omului, că aș putea să-i spun unde el se ascunde. Se ascunde în alte corpuri. Are alte corpuri, dar corpurile astea sunt acțiuni, sunt comportamente. Da, și el nu vede că atunci când, și nu știe absolut deloc, când el corectează pe aproapele lui și intervine și zice, nu sunt de acord cu ce spui tu. Diavolul nu e de acord. Ai căzut automat. Când Da. spune, spunea cineva pe grup acolo la noi, eu o viață întreagă m-am apărat și am considerat că celălalt este greșit. Și m-am luptat. Și acolo unde este, el se luptă în continuare. Păi, vezi, lupta, ce legătură ai lupta cu liturghiile? Și nu are nicio legătură, deci nu stinge. Deci când afirm ceva, trebuie să stingă, să se refere la acel comportament. Dacă nu se refere la comportamentul acela diavolesc și nu oprește, atunci nu ai făcut nimica. Mai este o chestie, Marius. Deci noi suntem un conglomerat de credințe false, da? Toate credințele pe care le avem, ok, că am mai dobândit credințe legate de adevăr recent, asta e partea a doua, că am mai, da, în cărțile tale. Mie personal mi se par niște cărți scrise pe o frecvență foarte, foarte înaltă, da? Deci un nivel de adevăr foarte, foarte înalt. Bun. Deci am ajuns și la astfel de informații cu care. Ultimele trei le ai? Nu O le să ți am. le aduc data viitoare, că dacă știam că vii, ți le aduceam. Mulțumesc. Așa. Și încerci să te speli singur pe creier cu ele, dar merge greu pentru că eu sunt deja un conglomerat de credințe false, de tot felul, adică care mai de care, da? Credințe false, cum e, de exemplu, că opinia mea contează, a ta nu contează, opinia mea e adevărată, a ta e falsă. Nu, Gata, ai la găsit divin, automat. sunt numai forme și niciuna nu e mai bună ca alta, da? Da. Ok,
Dar eu mă leg. Și atunci ce fac eu cu credințele astea false? Și sunt multe, sunt multe. Și e un proces. Și nu mai știu de unde pornisem să zic chestia asta. Ce ai zis tu înainte? Ideea este că corpul ăsta eteric al diavolului se manifestă prin comportamente. Și o explicație, dacă nu atacă și nu blochează comportamentele respective, nu se obține nimica. Deci el zburdă liniștit. Deci omul merge la biserică și diavolul joacă în casă, tonturor. Și uite, și cum acceptarea. Și acceptarea merge pe nivele. La început, înveți să accepti niște lucruri care sunt mai minore, adică nu care îți bagă chiar cuțitul în coastă. Învățând să accepti lucrurile minore, care te deranjează, dar sunt mai minore, îți faci exercițiu să poți accepta lucrurile majore care te deranjează, da? După care, când în sfârșit ai ajuns în punctul în care să accepti lucru major, opa, se trece la un nou nivel de acceptare. Stai așa că acolo o luăm de la capăt, dar e ca și cum am terminat clasa a 12-a, clasa 1-12, acolo o luăm de la capăt cu masterul și după master doctoratul și după doctorat N-11.000 de nivele câte mai sunt și veșnic, veșnic, veșnic ți se cere să accepti și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și asta zic, e un proces, nu se termină niciodată cu acceptarea. Mereu va apărea ceva ce trebuie să accepti. Uite ce Dar interesant. mai la un nivel mai sofisticat, mai subtil, mai rafinat. Să zicem că avem în fața noastră un teolog diabolizat. Cum știi că e diabolizat? În momentul în care Atacă, reacționează și condamnă. rezistă, da? Și începe să-ți dea și o altă alternativă, rezistență în diavolul. Și a căzut imediat. Stai Restul puțin. ascuns degeaba, că Să pierde. dai alternative este diavolul. Atâta Nu. timp nu încerci să Să convingi pe contreze, nimeni. să contreze. Indiferent ce spune celălalt, îi dai dreptate, chiar dacă tu, datorită informațiilor pe care le iei, se pare că nu are dreptate. Ai dreptate întotdeauna, că altfel vei cădea dacă nu-i dai dreptate. Deci teologul care nu Corect. dă dreptate, de fapt, e diavol. Pentru că Dar diavolul e teolog. Diavolul e cel mai mare teolog. Te învârte uite, cu cum raiul. facem Sau spiritualist. Sau nu e gist. Cum vrei tu? E dogmatic. Deci, Întotdeauna diavolul e practic. dogmatic. Pentru că iubirea nu e dogmatică. Iubirea cedează imediat. Iubirea nu interesează să lupte pentru dreptatea ei. Nu are nevoie să aibă dreptatea ei întreagă. Zice că da, așa este. De ce? Pentru că știi că e divinul care te încearcă. Și Da, dacă cu alte rezist și cuvinte, tu lupți, nu e ai căzut. voie să corectezi niciodată pe N-ai nimeni, voie să pentru că dacă corectezi, e interzis. corectezi, E intri interzis. în ego. Nu mai ego, câmpurile se schimbă, devin roșii, după care din față vor veni necazuri. Dar dacă tu ești dârză și reziști la toate neplăcerile, vin prin copii, automat. Trebuie să te zdrobească, trebuie să zdrobească tendința în viitor de a mai reacționa. N-ai voie să reacționezi niciodată. Că zice, aha, reacționez și el te vede, că te vede din interiorul tău. Deci el interior și în afară. Reacționezi, trebuie să-ți zdrobesc reacția. Și ți-o zdrobește în toate formele posibile. Pentru că omul care reacționează este un om care se va apăra în toate formele. Și va lupta pentru dreptatea lui oricând. Te va considera greșit și le va distruge. Că întotdeauna Divinul ia la țintă orgoliu. Deci ești în pericol. În momentul în care ai rezistat și ai luptat, la o mică chestie. Când zici, nu sunt de acord cu ce zici tu, pac, ai căzut. Deci, stai așa să înțeleg. Să zicem că tu faci un binar cu patru persoane, da? Și fiecare persoană zice o chestie. Și să zicem că ceea ce zice acea persoană se bate cap în cap cu ce scrie în cărțile tale, da? Tu nu ai voie să o corectezi N-am voie și să nu o o contrez, corectezi. să zic că nu e bine. O las să zică ce zice, și apoi eu zic perspectiva mea. Fără Ce? să faci referire că, Da, uite, legat da. de ce ai zis tu nu faci această legătură. O las să Da, zică ea termină și apoi dar când vine rândul tău, când zici. ea, persoana respectivă, mă contrează, încearcă să mă corecteze, zice, nu sunt de acord cu ce spui tu, pac, ea a căzut. Și o las. O las să cadă. De cele mai multe ori nu intervin deloc nici cu nicio perspectivă. Sunt chiar încântat să cadă.
Sunt cel mai cântat. Îți dai Da. seama ce bucuros este Divinul când vede că noi cădem și ne diabolizăm, adică vine suferința peste noi după aceea. Că ne apropiem de fundul gropii și na, în fundul gropii găsim salvarea, Cea mai mare așa. bucurie. Uite-te, că se zice așa, când trupul tău este bine și se bucură, sufletul tău și așteaptă pe Ira, Sfântul Ioan Gură de Aur. Asta ce înseamnă? Când trupul tău este bine, sufletul își așteaptă pe Ira, dar e fericit. În sensul că când ego-ul nostru are drame personale, pierderi, vaiet și plângeri, că toate doamnele, nu toate femeile se duc la de asta de feminitate, la tabere de feminitate ca să ce, că au plângeri. Păi plângerile respective sunt chiar vindecarea. Toate lucrurile care le-au pățit, le-au pățit de la divin, nu de la oameni. Asta nu înțeleg ele. E suficient să înțelegi că Dumnezeu l-a corectat, l-a călcat în picioare, dar bine l-a făcut. El evită medicamentul divin aici. Deci noi nu avem credință. Principalul, deci nu înțelege că din față vine numai Dumnezeu. Crede că e bărbatul acela care i-a dat o palmă. Dar nu e bărbatul ăla. Divinul îi mișcă mâna. Îi mișcă mâna, zice, ia de-i lua asta o palmă. Dar dă-i mai tare puțin. Dă-i mai tare. Ca să se trezească. Și totuși, Marius, și aici cred, îți mulțumesc pentru că, uite, cel puțin într-o situație, tu ai încălcat, adică ți-ai dat voie cumva să te duci în ego și să intervii ca să-mi explici mie unde am greșit. De ce? Uite, știi, dacă ții minte la peștera, când am făcut acea plimbare și la un moment dat eram, nu știu, eram pe o pajiște. Și începuse Emil să vorbească și ne-am așa, cumva organic, ne-am așezat în cerc în jurul lui, el vorbea și noi ascultam. Și mă rog, nu mai știu ce a zis el acolo și m-am trezit eu să-l corectez, să zic peste el că nu-i așa, e t-t-t-t, da? Nu mai știu despre ce era vorba. Și tu, la câteva minute după aceea, mi-ai zis, nu trebuia să-l corectezi. Adică tu ai intervenit ca să mă înveți pe mine, adică Ca cumva să nu poți eu... ceva, că poți ceva după aceea. Exact, Și de ca durea, că iubire, întotdeauna vine cu din iubire. durere ca să te descoperi. Da, și adică practic tu ți-ai luat rolul de diavol în acel Da, moment. și eu am pățit-o. Deci automat Da. să înțelegi, când intervii, vei păți și tu. Exact, da. E un Și din sacrificiu. iubire pentru mine ai făcut acel sacrificiu și ai intervenit ca să îmi spui, ca să nu mi-o iau eu după aia. Da, deci. Și, într-adevăr, am avut deranjamente la stomac, am avut arsuri de n-am mai putut, deci mi-a venit reglarea instantană. Când m-a ajuns la cabană, pac, m-a luat. Așa, din serie, Pentru simplu fapt că fără m-ai motiv, că eu nu mâncasem nimic. corectat pe mine ca Am să înțeleg corectat. și să-mi iau seama. Eu Da, înțeleg să da. mănânc și să am arsuri, dar nu să nu mănânc nimic ca și să o pățesc. Da. Așa că, uite, mulțumesc Divinului că și ție că te-ai sacrificat, da, pentru mine atunci. Da, înțeleg, înțeleg. Ok. Păi și atunci, mare, sunt binariile acestea, ce ar mai fi de spus dacă cumva tot ceea ce era de spus s-a spus în momentul în care oamenii încep să-și dea cu părerea despre una, despre alta și fără să vrea alunecă în judecată, pentru că nu avem voie să intervenim. Practic, lăsăm așa. Ce se spune, se spune și asta e. Ei se corectează între ei. Deci divinul funcționează prin unul și prin altul și îi pune să se confrunte. E foarte bine. Nu există decât acceptarea. Nu se poate interveni deloc. Fiecare din noi ne spune părerea. Și eu la fel. Dar nu am voie să intervin. Decât într-un moment am intervenit, un moment în care grupul era în sine în pericol și nu-și dădea seama de lucrul acesta. Pentru că se segmentase, se împărțise în tabere. Ți-ai luat-o și atunci, pentru acea Bineînțeles intervenție? că mi-am luat-o. Da, deci nu există situații în care să fim acceptați, adică Nu, să nu. ai intervenit și Intervenit, vine da, reclamarea. vei fi lovit ca să fii dus înapoi. Că nici atunci nu trebuie să intervii. Și am spus chestia asta, uite, acum, Doamne, intervin că n-am, nu știu cum să opresc lucrul ăsta. Și atunci, deci și chiar dacă se destrăma grupul, era bine. Înțelegi? Că dacă consideră Dumnezeu că gata, trebuie să-l destrame, el va destrăma. Și am intervenit. Pentru că intervenind, asta înseamnă că oricând poate în continuare să destrame. Da, Pentru da, că am da. intervenit.
E schimbat cursul, ai deviat cursul natural, mai Da, bine. da, Da. da. Dar. Dar se poate opri într-un anumit mod. În momentul în care tu te elevezi interior, adică ajungi la o stare de desprindere totală, nemai având ego, nu mai ai nevoie să vină pe tine ceva, o amărăciune, o pierdere. Și atunci el nu se mai destramă. Și opa, a intervenit. Hai să vedem Da. în continuare, trebuie să dovedești că ești cum trebuie. Există exact ca la examene. Ca la examene. Da. Că știi cum zicea cu Iisus, că a luat păcatele noastre. Cam asta este. Ai intrat, ai încercat să oprești, ai luat păcatele, acum trebuie să le metabolizezi. Da, exact. Să Acum poți să le adule. depășești. Alchimizează-le. Alchimizezi, că altfel vin peste tine din nou și vin într-o formă agresivă, pentru că obligă. Înțelegerea aceasta te obligă mult. Adică Așa este. viteza de primirea unui răspuns din față este mult mai mare și forța este mult mai dureroasă față de unul Adică care cum nu ești tu știe. lovit, da, Da, sau mult mai și repede la și cu o noi durere doi. foarte mare. Adică noi aici ne jucăm cu energiile și putem să pierdem și viața. Deci face o intervenție de genul acesta în condițiile în care foarte mulți oameni li s-a dat suferința că au nevoie de suferință și tu ai intervenit. Atunci va Exact, trebui să exact, plătești. exact. Exact Aici. ce s-a întâmplat și cu Isus. Deci Isus a intervenit. Da. Înțelegi? Doar că a putut să ducă ce ne-a luat nouă, el a putut să ducă, nu? Da, Sau. responsabilitatea e extrem de mare. Trebuie să fii mereu în divinitate și să înțelegi că diavolul ăsta îți vine cu tot felul de variante, știi? Și trebuie să înțelegi cine vorbește, ce este parte diavolească și ce este parte divină în ceea ce spune omul respectiv. Dar face în felul următor. Prima dată reacționează, deci te anunță. Te anunță. Eu sunt diavolul acum și fii atent, intrăm în confruntare directă, să vedem ce faci. Și am pățit chestia asta. Și la televizor când merg, am confruntări, adică se confruntă cu mine pe sistemul vechi și eu de obicei nici nu pot să le explic, este foarte complicat. Deci cea mai mare greutate acum, ultima dată când am fost la televiziune, am fost emoționat. Eu care nu sunt emoționat, am fost emoționat pentru că era un dublu efort în mine să vorbesc în așa fel încât să nu deranjez și să nu supăr oamenii. Că mi s-a Uite, spus mă bucur niște chestii pe mai. care trebuie să le evit. Și era greu, Da. pentru că intrasem în sistemul celălalt, normal, de iubire și ieșisem din antilume. Păi acum cum să Adică faci? la televiziune ți s-a zis, vezi, nu ai voie să Da, folosești asta. fii atent să nu-i scoți pe oameni din antilume. Să nu-i scoți pe oameni din lagărul în care sunt ei, lagărul conceptual. Și acum Da. să văd cum spun, ca să nu poți să-i deranjezi, să nu-i deranjezi. Pe imediat se sesizează și sare la tine. Că i-am primit această obiecție. Nu este normal, mi s-a spus, să consideră că interiorul determină exteriorul. Este lucrul cel mai periculos pentru ei. Pentru că toată civilizația, toate științele astea sunt construite pe principiul că exteriorul ți este dușman și trebuie să te lupți, să te aperi. Da, Nimeni nu exact. să zică că n-ai treabă cu exteriorul, că exteriorul este reflexia ta. Lăcomia din tine a creat restricțiile. Fără lăcomie nu poți să existe. Și e foarte simplu să oprești restricțiile. Nu să lupți cu ele, ci să scazi lăcomia. Dar nimeni nu vrea să scadă lăcomia. Sunt genial. Vreau să spun că cei care conduc lumea nu întâmplător sunt Sunt acolo. genial, nu? Sunt Genial. 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 Sunt Și mai au genial. și consiliere de la ființele prea puțin umane și din lumea de dincolo. Deci există o susținere a cerului în ceea ce se întâmplă. Nu e de glumă. Iar cei care nu sunt credincioși o pățesc rău de tot. Credincios nu înseamnă cel care merge la biserică. Credincios este cel care are bogăția acasă, bunăstare și necredincios este cel care are bunăstare, comodități și pune materia pe un plan. Ăla este necredință. Care nu se lasă pe sine în mod desăvârșit și adună. Da. În iadul 2, toată problema ăla, păi îți dai seama că sunt miliarde și miliarde de globuri înghesuite. Ei aveau o singură problemă, că adunaseră pe pământ și nu trebuie să aduni. Nu trebuie să aduni nimic pe pământ. Când ai venit ca să aduni? Că altfel ți se pune vălul pe față și devii o ființă agresivă, o ființă întunecată. Asta e toată dilema asta. A fi sau a nu fi diavol.
A fi sau nu fi diavolul, da. Și noi, pentru că am fost avizați, da, noi cei care am citit cărțile, noi cei care am fost la taberele tale și te-am ascultând și te-am ascultat vorbind, noi am fost avizați de adevăr, da? Și acum nașpa, dacă nu-l punem nașpa pentru Asta noi, este, pe dacă undeva, nu-l punem în practică, pentru că am fost avizați, exact, ăia este la chiar alții care nu au periculos. fost avizați, Deci e recomand chiar să nu periculos. vină oamenii la tabere sau să asculte videole, că dacă Exact, nu e vor să le periculos. asculte, o pățesc rău. Pentru că am fost avizați și ne-o luăm dacă nu respectăm. Da. Da. Acestea fiind zis, gata, nimeni nu mai ascultă nimic. Dar nici nu mă interesează numărul lor. Doi să fie acolo, trei oameni care să înțeleagă lucrurile și e suficient. Pentru că în Da. fundal vor cupla pe ei milioane de oameni. Și Și, acum deci, un om, cărțile. o armată de milioane, un singur, fără să lupte, fără să facă absolut nimic, este eu. Deci, prin înțelegere se ajunge. Marius, ai idee cărțile tale în câte exemplare s-au vândut? Nu știu nimic. Nu știu, nu ai fost curios să întrebi. Niciodată. Mă interesează decât informația să fie răspândită. Păi da, că de obicei ce e de Eu nu frecvență la ei se primesc, eu nu primesc răspândește. nimic de la cărți. Asta pentru că nu ai vrut tu sau așa s-au Nu aranjat insist, nu mă lucrurile, da? interesează. Asta face Dumnezeu, știe El ce face. Probabil Da, că ajută editura să scoate alți autori și e foarte bine. Da. Și oricum sunt adevărurile nu se dau. Nu trebuie să faci parte dintr-o elită ca să ai acces la adevăr. Cu toate că suntem ca o elită închisă, e un grup închis. La el se ajunge ca la Gurdjieff sau Da, la corect, Popescu. nu. Deci Ajungi. trebuie ca la sufiți. Ai văzut filmul acela cu fetița și cu bunicul? Cum se numește? Am uitat cum se numește. Nu l-am văzut. Fetița și bunicul, un film. În sfârșit. Care se duc în deșert, trebuia să ajungă la o ceremonie din asta sufită. Și mergeau la îndeala și fetița îl întreabă pe bunicul, dar uite, toată lumea asta, că mai erau și alții care și mergeau aiurea. De unde știm noi unde mergem? Păi nu știm. Și atunci cum o să ajungem noi acolo? Păi întotdeauna cel care este pregătit va ajunge. Pe Da, sistemul deci ăsta de la grup. Da. ajungem aici ca să fim avizați, de adevăr. Da, deci trebuie să faci un efort de transformare interioară și atunci Dumnezeu te va aduce acolo. Deci Da, o sau să problemă de trăiești vibrație, că transformarea. nu reziști la vibrație. Acolo pe grup sunt niște discuții foarte, foarte tari. Și nu rezist oricine. Cei care sunt cu antilumea, cu concepțiile astea dogmatice din antilume, se vor supăra, se vor înfuria. Da. Da. Deci nu este nevoie să ajungă oricine aici și doi oameni suficient să înțeleagă aceste lucruri și e Nu, suficient. pentru că oricum nu poți accepta aceste lucruri decât dacă o parte din ele deja le-ai testat tu prin experiența ta și se Corect, confirmă. corect. Da? Deci critica și îți aduce neplăceri din față, păi stai așa, eu toată viața mea am criticat și am avut parte numai de neplăceri. Oh, deci e adevărat. Nu, no, da? Singur îți confirm, dar nu e ca și cum iau cuvântul tău de bun. Citesc acolo și zic, hopa, că se confirmă în viața mea. Da. Sau, nu, ai în familie membri care sunt foarte, foarte bolnavi și știi cum s-au luptat la cuțit pentru un metru de pământ sau pentru mai știu eu ce. Și atunci, din iar, ți se confirmă. Da. Să discutăm puțin, te rog, dacă mai ai puțin timp, cum cădem noi, cât de ușor cădem noi. Nu e problemă cu diavolul, e ultima etichetă. Problema este că suntem intoleranți cu cel din față și zicem că nu este bine ce face. Nu este drept, nu este adevărat ce spune el și este greșit. Și nu sunt de acord. Când zici că nu sunt de acord, atunci omul a căzut automat. Deci noi cădem în alte moduri decât se spune
se spune în Biblie. În Biblie nu se spun lucrurile astea. Deci suntem la un nivel al civilizației în care vechea paradigmă nu a putut și nu a fost eficientă deloc să blocheze tendința noastră de a ne comporta ca o ființă întunecată, nu a blocat-o. Și intrăm în noua perioadă în care aceste informații vor fi, că tu ai spus că sunt întâlnite și în alte părți. Poate nu în forma aceasta așa de directă și de De foarte detaliate, foarte detaliată, în detaliate. care spun, măi, n-ai voie să corectezi pe nimeni pentru că ai căzut. N-ai voie să zici că nu are dreptate. Sau nu poți să zici că nu sunt de acord. Trebuie să fii de acord cu tot ce vine, că vine de la Divin, vine cu ceva din tine și te corectează. Pentru că programele autodistructive din spate nu se șterg. Nu se șterg din inacceptare. Deci omul, când a reacționat, se poate trezi și cu o boală. Dacă îl prinde cu un ego foarte mare, adică multe plăceri și-a făcut, că este complex mecanismul ăsta. Știi? Și-a făcut multe plăceri, i-a crescut ego-ul, a împins dincolo de linia roșie subțire sufletul și atunci el ca oală sub presiune. Dacă vii și zici nu sunt de acord, nu e drept ce faci tu sau ești agresiv, poți să mori. Deci faci atac de Asta și pentru instantaneu. că avem preconcepții despre cum ar trebui să fie anumite lucruri și atunci avem preconcepții, rezultă că avem așteptări și când vedem că așteptarea nu se pupă cu ce se întâmplă de fapt, automat Da. alunecăm. Noi trebuie să ne Deci... păzim de prea mult bine pentru sine. Ăsta este cel mai. Adică, exact ce zicem noi că este bine, este diavolul. Când zicem plăcerile gustului sunt bune, e diavolul. Dar peste măsură. Ce depășește măsura, la asta mă refer. Că discutasem ieri cu Emma, a fost problema cu alimentație și am zis ce înseamnă înfometare. Să te înfometezi de la mai mult bine, mai gustos, mai plăcut, de la De la mai plăcerea multă mai mult decât ai dreptate, nevoie. Da, nu se de la mai referă la. multe resentimente, de la mai multă critică, Da, să te nu se referă la înfometezi. bază. Baza e acolo. Rămâne acolo. Și omul mai cade, nu ne mâncă nimic. Deci, ăla care nu mănâncă nimic cu ăla care mănâncă mai mult sunt egali. Pentru că au același tip de orgoliu, același orgoliu. De ce? Pentru că Divinul este calea de mijloc. Divinul Divinul este cale de mijloc. este calea de mijloc. Nu luptă, nu se apără, nu vrea nimic mai mult. Deci, nu trebuie să ne ferim de acest mai mult. Dar real. Pentru că dacă nu real reducem acest mai mult, ne vom lovi de el de dimineața până seara. Deci extremele sunt diavolul și divinul este calea de mijloc. Da. Așa. Mă rog, ego-ul, hai. Păi uite-te. Ego, diavol, tot aia, Am da. citit într-un anuar de medicină american care spunea informația următoare. Cel care mănâncă carne face boli de inimă. Cel care mănâncă vegetale face atac, deci face atac cerebral. Deci ăla făcea atac de cord, ăsta făcea atac cerebral. Păi sunt egali. Da. Deci tot mori. Da. Puțin și ce simt. Corpul oricum îți transmite ce să mănânci, Deci da? Dar problema e doar că alta. ai grijă. Problema este ego. Deci noi venim cu o dietă pe corp, dar cauza faptului că noi mâncăm mult este identică, egală cu fumatul mult, cu fumatul, cu băutura și cu orice alt viciu, cu sexul, spre exemplu. Toate sunt egale. Pentru că noi le folosim, deci folosim aceste adicții, aceste plăceri, le folosim ca să acoperim o nemulțumire. Dar nemulțumirea e dată de ego. Deci ego-ul care, în momentul în care urmărești interesul propriu pe primul plan, adică prea puțin slujești oamenii și prea puțin te supui lor, atunci tu pierzi energie pe viață, pe materie. Că zice Iisus, cine va căuta viața, fii atent că îți pierzi viața. Deci nu ai voie să cauți viața. Și viața ce înseamnă? Bunăstare, comodități, toate astea. Și trebuie, cine le va lăsa pentru mine, adică le va lăsa complet, deci nu va, le va dori, atunci va câștiga viața, zice Iisus. Deci asta este Viața înseamnă să te raportezi la exterior pentru fericire, pentru viața. Da, să da, cauți exterior fericirea din împlinește exterior, răspunsul sensul exterior. anul. Da, pentru că atunci îți crește ego-ul, pentru că zici, eu mașina mea frumoasă, eu casa mea minunată, eu banii mei. Și mai faină decât a Și lui noi Ips, da? derivăm sentimentul de identitate, că sunt un eu, din posesie. Din cauza asta, Și la posesie fel. înseamnă ego. Poftim?
Și la fel, că ziceam, iau mașina mea frumoasă și mai faină ca lui X, și la fel te poți duce negru când zici, oh, Da. ia uite eu ce mașină jerpelită am și uite, ăla are BMW, dar eu am o mașină jertfelită, uite ce zmerit sunt, da? Tot Da, ego, este și se cade și în modul acesta. te duci în sus sau în jos, tot În extremă. în extremă, superioritate, inferioritate, sunt extremele. Calea de Extrem. mijloc este Da. tot, suntem la fel. Așa cum sunt lucrurile și suficient, fără mai mult. Să te ferești de Sunt acest așa mai cum mult. sunt. Adică să te ferești, de exemplu, ai două cămăși și e suficient, de ce să ai patru? Nu? Nu Sau de știu, ce poate să ai... transpir mult și nu am pus să le speli. Da, În fine. hai să spun ceva la o chestie. Doamna, e o doamnă la noi pe grup care avea nu știu câte sute de pălării și mănuși sau pantofi. Deci punea preț pe lucrurile acestea, dar alea sunt ego. Și după aceea, în comportamentul de zi cu zi, era nemulțumită, este răzvrătită. Aici vine, din posesie. Deci trebuie să, ca să se ridice vălul de pe față, trebuie să scapi de posesie. Deci ceea ce Da, suntem depășește mai în raportați exterior. la exterior. Da. Asta e. Marius, deci noi cădem de fiecare dată când zicem că ceva nu e bine. Nu contează ce. Da, Poate să așa fie se inițiază că n-am dialogul. pus cana asta acolo Da. și trebuia să o pui Și să acolo, lași. am zis că Da. nu e bine. Da. Da? Deci am căzut. Da. Exact în situația Ceea în ce care înseamnă că discutam cădem tot cu timpul. domnul acela și cu doamna aceea, când domnul a zis că nu e bine, nu e adevărat. Că celălalt îți face împotriva. Deci divinul acționează prin el și mereu ți se împotrivește. Ca să se arate că totul e bine așa cum este. Atât trebuie să facă. Să nu intervină. Și mai înțeleg că dacă vezi pe cineva că ok, am ajuns cumva să cunoaștem cel puțin grosă modă, dacă nu în detaliu, legile divine, da? Să nu critici, să nu reproșezi, să nu corectezi, să nu zici că ceva e greșit, să nu zici că ceva e bine, să nu judeci, să nu te aperi, să nu reacționezi, bla bla bla, da, toate astea, bun. Și vezi pe cineva că încalcă aceste lucruri, deci nu ai voie, unul, nici să zici că nu e bine că le încalcă Nimic. și nici să-l corectezi. Deci ai făcut astea două, nu numai că ai căzut, dar ți-o și ei după aia ca lumea. Da, iei de la el o parte din pedepsă. A, deci ei și Automat. e ca și Este cum să se iau leagă în la karma lui, îi intervenție. creau Da. programele. Iei programele automat. Și Și apoi bolile. eu trebuie să le Și sting. bolile le iei. Și Și bolile. nu mai tu le iei și le ia și copiii. Wow. Și soțul le ia. Deci. Deci nu se poate interveni, mai ales femeia n-are voie să intervină. Pentru că ea preia mai mult decât. Ea preia mai mult, da. Da. Așa e, da, Are energie. energie și ea zice că pot să duc. Stai puțin că nu poți să duci. Îți dă cine știe ce tâmpenie are ăla. Are alte programe în spate cu cancer, nu știu ce, te trezești că o pățești. Nu interveni că te trezești cu Deci, cancer. auzi, Marius, dar uite, informația asta că nu ai voie să zici că nu e bine despre nimic, absolut nimic, și e, nu ai voie să corectezi pentru că după aia ți-o iei, păi o să, știi, era pe vremuri, nu mai știu, citisem o chestie că dacă într-o zi am ajunge cu toții să ne citim gândurile unii altora, am fugit și ne-am ascunde cu toții prin pădure și prin peșteri, dacă să nu ne mai citească nimeni, cumva, păi ca să te ții la o parte de această mare ispită a zicerii că nu e bine, păi da, îți vine să fugi în pădure și să zici să nu mai văd nimic, să nu mai au nimic, ca să nu mai am despre ce zice că nu e bine. Da, pentru Că că așa totul se e o inițiază. tentație, Păi totul e o dacă tentație e și divinul te acolo invită care... să zici că nu e bine. Păi să înțelegi ce se întâmplă. Deci divinul prilejuiește confruntarea, ciocnirea. Păi dacă el e și într-o parte și în alta, ce treabă ai Da. tu că le ciocnește? Lasă să le ciocnească. El știe o finalitate. El vede în viitor, tu nu vezi. El poate să salveze pe om, îi dă acum o suferință, îl calcă în picioare, e nedrept, îl bagă în închisoare. Foarte bine, îl salvează de un cancer. Sau îi salvează copiii lui. Nu știi. Deci bagi degeaba unde nu trebuie. Și Iar el mai în știe pe tine. închisoare are și o revelație și se schimbă și așa mai departe. Este ca Da, la exact. țigani. Deci în momentul în care doi țigani se ceartă și intri în ceata respectivă, se îndreaptă amândoi împotriva ta. Împotriva. Asta se Da. întâmplă. Și în realitate. Deci, Marius, din toată discuția pe care am avut-o, pentru mine personal, reiese că
Cel mai important, dacă ar fi să avem un top a lucrurilor de care să te păzești și să nu le faci cu orice preț, este să nu zici despre absolut nimic că nu e bine Exact. și să te abții să intervii și să corectezi. Da. Intervenție, corectură, mă rog, că... Da. Și știi cum se face asta? Că aici e problema. Cum se face? Prin Aici e dezidentificare de problema. eu. Adică să nu spui eu la o nemulțumire. Eu sunt afectat. Dreptatea mea, Mă eu sunt simt așa, nu nu știu sunt de cum, acord. da? Da. Nu ai voie să spui eu Da. la nimica. Pentru că tu, de fapt, nici nu existi. Ființa divină nu intervine niciodată în interesa ta. Dovedească nimic. Ea fiind adevărul Începem să suprem, vorbim fără eu. fără eu, că nu poți să fii deranjat de nimic. Nu poți să zici că Vorbesc ceva despre nu e mine la bine. persoana a treia. Divinul e treaba lui, se joacă acolo, e jocul lui. Este ca și când ai fi pe... De ce se întâmplă în fața ta? Este o scenă, nu? În scena Da. asta el e în toate pozițiile, și actorii, și regizorul, și scenaristul. Păi cum te duci tu, ai putea să faci asta în realitate? Să te duci pe scenă să spui actorul ăla, nu-mi place ce spui tu, că lasă pe ăsta în pace, că eu îl iubesc pe ăsta. Poți să intervii. Nu e drept ce spui tu, te chem în judecată. Copiii mici la teatru intervin să-i auzi în sală. Nu, ce? Da, ca și copii. Deci suntem ca niște copii mici când intervenim în inocența noastră, că Scena nu divină, știm. el este Da. gazdă, el este gazdă, Ignorant. el este stăpânul, deci te-ai dus la un stăpân, al unui regat, nu un împărat regatului. Poți să spui tu ceva stăpânului. Nu poți să spui Da, nimic. hai să mai zicem o Unde te chestie, pune, mai acolo ales stai, aici. te pune la masă, stai acolo, taci din gură. Că atunci când zici, suntem aici la stăpân, iarăși se burzulește egoul și zice ceva de genul, păi atunci de ce ne-a mai făcut dacă ne-a pus să fim la stăpân, da? Nu este frumos? Deci te invită împăratul lumii în casa lui, te pune la masă. Dacă tu spui ceva, te stai capul. Că, da, pentru că, spre exemplu, nu-i place să fie contrat și te trezești cu capul tăiat. Mai bine taci din gură. Deci este un stăpân care stai capul imediat dacă tu contrezi. Dacă ceva, dacă intervii. Pentru că stăpânul acesta ce caută Ceva pentru întreg, puternic. pentru toată lumea? Ce caută el? Ce își dorește Dumnezeu cel mai mult și cel mai mult pentru noi? Să ne dăm seama că suntem El. Că suntem el și că suntem întregi, Și că că suntem nu avem iubire, unde că să... suntem iubire, Da, și nu avem cu cine să contrăm, pe cine să contrăm, cu cine, ce să fim de acord, că totul e că El. în toate pozițiile sunt el. Eu E El sunt la 15 tu. secunde în spatele oricărui nepriceput sau om nedrept sau oricare vine, care îți ia totul, te prăduiește, te fură. Este El, El te fură. Noi întotdeauna ne luptăm nu cu oamenii, ne luptăm numai cu El. Dacă înțelegi asta, că El e peste tot, s-a terminat. Și atunci viața este așa de relaxantă și este așa de frumos. Uite, exista un film, Prințesa... Iarăși, am lapsus. Cu Romy Schneider, un film, Nu știu. Sissi. A, așa. Și acolo vă recomand să vedeți filmul, sunt vreo 3-4 episoade, se găsește pe net. Este acolo un personaj fost împărat care și-a predat fiului său împărăția Austria, regatul. Și mama lui îl manipula pe fiu. Era din spate cea care trăgea sfoile. Dar el ajunsese într-o situație extraordinar de frumoasă. Mereu se făcea că este aerian, că e dement, că nu știe ce zice. El se bucura de toate, așa, și nu se supăra pe absolut nimica, pentru că el era absolut de detașat. Nu iniția nimic. Deci aici este problema. Să nu inițiezi nimic, să nu intervii. Pentru că în Tao Te Ching, Dumnezeu Tao era asemănat cu non-intervenția. Deci în momentul în care nu intervii, ești în el. Ești în pace și deodată intri în diavol. Pe exemplu, ce s-a întâmplat cu Claudia la Cluj. Era în pace și când băiatul n-a mai venit acasă, s-a speriat, a ieșit din pace. Păi stai puțin că era în divin. Fiind în divin, acolo, divinul rezolva toate problemele. În momentul în care s-a îngrijorat, a intrat în ego și toate lucrurile au fost date peste cap. Toată lumea s-a bulversat. Deci, aici este. Noi întotdeauna când suntem în liniște și pace, în non-intervenție, suntem în el. Și deodată ne vine în cap să intervenim. Și nu are Exact, rost. exact. Intervii ca să suferi, probabil.
Ne vine nou cu fricile astea, adică atașamentul față de copil și apoi Care duce neînțelegerea și pe că celălalt și... după aceea suferință. Că îi băgăm în Exact. suferință, în scena Și noastră, în copilul filmul. are drumul lui, are experiențele lui, poate și el trebuie să-și încaseze o anumită porție de suferință, da? Că ce se face așa aici pe pământ, Atâta timp trebuie cât să-ți iei o este porție cu de tine, suferință. nu. Nu, depinde de tine. Atâta timp cât este în casă la tine, depinde de tine. Dar problema este că ei se îmbolnăvesc sau au drame personale pentru că tu nu iubești soțul. Adică toată energia trebuie să o dai soțului. În momentul în care, deci trebuie să știi înainte cum n-ai mai dat energia soțului, cum copilul se îmbolnăvește sau nu mai învață sau altceva se întâmplă cu el. Peste 90 Cum de ai ani zis se că îmbolnăvește. altceva e mai bun decât soțul tău? Cum se îmbolnăvește copilul? Da, se îmbolnăvește, nu se poate, nu poți să dai energia în altă parte. Da. De ce face asta Dumnezeu? Face în așa fel încât totul este perfect. Face în așa fel încât familia să rămână unită, să existe armonie și copilul să crească bine. Înțelegi? Deci, tu când îți compari soțul cu altcineva, practic, spui că nu e bine cum e soțul meu. Că Da. dacă... Dumnezeu, De ce nu e l-aș bine ce compara cu face, că altcineva? soțul tău e Da. divinul. Deci Da. când intră soțul tău în casă, intră Dumnezeu pe ușă. Deci stați drept. Da, și domnul acela cu piercing, da? Tot el. Contează cum arată el, da? Poate să fie Da. imbețil, nicio problemă. E un Dumnezeu imbețil. Oricine ți intră în casă, oricum ai dau, că e vișin, că e cățel, că e om, e Dumnezeu Dumnezeu cu acolo. piercing, cercei în urechi, tatuat peste tot, cu o sticlă de whisky în mână și nu Da, știu, cu o da, da. Biblie în cealaltă. Ok, mai era ceva ce vreau să zic, dar uite că mi-a fugit din minte. Bun. Uite, în Foarte momentul în frumoase. care, spun eu, în momentul în care nu mai vezi că din față, în fața ta este numai el și nu vezi lucrul acesta și te superi că îți vine o nedreptate, îți vine un necaz din față și ataci persoana. Deci noi nu avem voie să atacăm persoana, că persoana nu e de vină. Ea nici nu știe ce face, primește poruncă de la Dumnezeu, o ia din treaba ei și o îndreaptă spre tine, știi? Și după aceea se trezește și zice că eu am păzit chestia asta. Băi, dar nu era în firea mea să mă comport așa și m-am comportat într-o formă care nu e în firea mea, nici nu știam. Deci mi-a luat mintea, deci m-a pus Da, să corectez un om și nu e în firea mea. aici, Se întâmplă lucrurile acestea. Da. experiențe de genul unde te uiți în urmă și efectiv simți că, domnule, deci zici că noi chiar folosim expresia asta, zici că mi-a luat cineva mințile. Da. Mi-am amintit ce vreau să zic. Și ce mai vrea Dumnezeu de la noi? Vrea să ajungem așa, ca tu, să vezi totul ca fiind lumina lui Dumnezeu, da? Să ajungem la nivelul ăla de iubire Vezi că necondiționată, unde din toate tot răsărind aceeași lume, din radiază nepricepuși, lumină, neceșători. frumusețe, iubire. Acolo vrea Dumnezeu să ajungem. Da, adică să nu împarți, că e absurd, că dacă el e peste tot, ce pot să zic? Pot să fiu supărat pe soare, pe muntele Himalaya, păi nu pot să fiu supărat pe nimic. Exact. Deci să te superi pe un om e ca și cum te-ai supărat pe Himalaya. Da, te super pe Același lucru. M-am Himalaya. supărat pe muntele Himalaya că e prea Da, vă uite-te la soare. Soarele nu face diferențe. El dă razele lui în mod egal și cerșetorului sau criminalului și sfântului. În mod egal. Nu face deosebire. Da. Ăsta e adevărul. Așa este. Dumnezeu în toate pozițiile și la niveluri și mai înalte de conștiință decât ăsta al iubirii necondiționate și presupun că ai fost și acolo pentru că ai această vedere unde vezi că absolut totul este orchestrat de Dumnezeu. Noi avem impresia, eu am impresia că eu pun mâna pe creion și scriu. Nu, este ceva ce se face de la sine. Dumnezeu face chestia asta prin mine, nu? Da. Eu pot să cred că eu am pus mâna pe creion și scriu acum, dar de fapt este Dumnezeu care face asta și ego-ul își atribuie rolul de autor al scrisului, al gestului, mi-a venit să scriu. Deci eu am inițiat. Nu tu ai inițiat. E Da. de... În momentul în care nu te mai identifici făcând o acțiune, tu, în clipa respectivă, deci te pierzi cumva, nu mai te vezi niciunde, atunci îți dai seama că ești numai el.
Și apare o problemă atunci. Toată realitatea asta care o vezi concretă s-ar putea să sfârie așa deodată în fața ta și să se transforme în puncta lui de fericire. Și să dispară. Pentru că ești el. Deci doar Exact. trebuie să stingem această credință că lucrurile sunt diferite. Că de-aia ziceam că dacă vezi că tot ce vine din față este numai el, nu te mai poți concentra pe tine, adică nu mai poți să te raportezi la tine. Nu mai poate să apară eu. Asta este miza, să vezi totul egal. Și vreau Să să mai vezi spun o tot chestie egal. interesantă. Eram în lumea de dincolo, la 50-100 de metri de prag, este pragul ăla peste care nu poți să treci de invizibil, și dincolo era soarele de iubire. Știi cum este? Este o fascinație. Deci din stânga până în dreapta la infinit, e soarele ăsta așa de iubire peste tot. Și stăteam cu, ar sta un copil pe pervazul ferestrei, știi? Și stăteam așa. Și pe pervaz și mă uitam, eram fascinat de el. Deci mă uitam așa peste tot, în stânga și în dreapta, era numai. Nu se mai aude? Da. Așa. Și puteai să simțeai că poți să stai să faci asta non-stop, numai să stai să te uiți acolo, nu? Da, Nu aveai te nevoie de așa fascinează. ceva. Nu, nu aveai decât pe el în față și este fascinant. Da. Păi, cumva, nu. Dacă ajungem la nivelul acesta, înseamnă că rolul nostru pe Pământ s-a cam terminat. Că nu? Ți s-a terminat ce aveai de făcut pe Pământ. Da, Nu mai da. are. Nu știu Pământul nu mai dacă are să ajung, sens. că acolo ești la școală. Da. Acolo trebuie să ajungem, nu? Într-o bună zi. Cu voia Domnului. Unii mai repede, alții mai. Dar oricum nu există timp, deci nu există nici conceptul de unii mai repede, alții mai târziu. Toate sunt bune așa cum sunt. Da, ne putem juca cu conceptele astea un timp, dar trebuie să Da. înțelegem, greșeala asta cea mai mare este că zicem la ceea ce este rău, zicem că e bine. Adică la plăcerile peste nevoie, ce depășește necesitatea, zice că e bună. Că noi aici, la peste nevoie, greșim. Imediat când depășim necesitatea, se pune un văl pe față și se ridică judecata, critica, nu mai vezi corect lucrurile și nu mai ești inspirat. E foarte important asta, pentru că dacă nu mai ești inspirat, dacă te duci la piață și ai bunăstare în spate, vei greși la lucruri de care nu ai nevoie. Pentru că Da. greșeala respectivă te aduce înapoi în lipsă. Deci, ar Vei trebui neapărat. greși, dar tot Dumnezeu e acolo, tot El e Un păpușarul divin nu și este. te mișcă Da. astfel încât să Da. greșești, da? Iar la Ca nivel să global, ce se întâmplă conștientizezi. acum este bine, pentru că e pe nivelul nostru de lăcomie. Deci, imediat îmi dau seama cu cât rezistența noastră este mai mare, cu atât noi apărăm un diavol, deci apărăm lăcomia. Cu atât forțele care vin din față sunt mai coercitive, mai puternice, restricțiile sunt mai mari. Acum, spre exemplu, în Egipt s-au întâlnit ca să stabilească noile restricții care vor veni pe încălzire globală sau alte chestii. Ei bine, toate chestiile acestea arată că omul, acum când vede și simte că începe să piardă ceea ce posedă, se leagă și mai mult de ele. Da, aș completa totul, e pe Accelerează lăcomie pierderea. și Accelerează nivelul de pierderea. orgoliu. Că Da. am ajuns și să avem niște orgolii, că tehnologie, că știință, că vezi, Doamne, cine suntem noi și cât de tare suntem noi, Da. că le Știi de ce? avem Pentru toate. că euul lui este pus în mașină, în bani, în casă. Deci el când nu mai are lucrul acesta, își pierde euul. În direcția aceea Da. merge. Într-adevăr, vom fi cu toții sclavi, dar numai sclavii ajung sfinți. Deci, culmea de pe lume, stăpânii la lume ne fac sfinți pe toți. Da, uite, Adică, asta omul e stare revoltat, nu de înțeleg. pietă. Nu înțeleg de ce e revoltat. Că acum pe toți ne duce în starea de Isus. Nu? Tot ai zis că ai credință în Isus. Acceptă asta. Zici că e Da. credincios. Acceptă să nu mai ai Uite, asta e credință. culmea inversării etichetei, să zici, că stăpânii lumii ne fac sfinți, da? Da, Adică e, da. wow, dacă pot să faci asta... Ne duc în sfințenie, ne duc în Isus, ne duc să trăim viața lui Isus și noi nu vrem. Ceea ce arată faptul că noi, de fapt, am fost falși, am fost mincinoși, ne-am bătut joc de Dumnezeu și Dumnezeu zice, aha, în realitate nu sunteți cum spuneți că sunteți. Luați de aici. Păi da, Dumnezeu e obligat să ne arate cum suntem noi. Degeaba crede despre mine că sunt nu știu cum, că are grijă viața să-mi arate, stai puțin, că doar îți imaginezi că ești așa. Și să știi că acum apare o Da. problemă complicată. Cu cât ne vom ține fiecare din noi, că ne ia individual. Într-o familie te ia individual, fiecare cu cât se leagă.
Cu cât suntem mai legați de materie, cu atât cantitatea de energie pe care o pierdem este mai mare și mai rapidă. Pentru că noi nu mai putem să apelăm în fundal la energia comună a omenirii, că nu mai are energie, că ea are case. În loc de energie. De energie subtilă Adică, divină, noi avem da. case, bani și am locuit. În cazul ăsta nu avem cum. Și va trebui să ne le ia. Ca să putem să supraviețuim, ni le va lua, cu siguranță. De Da, exemplu, da. știi ce simplu? Este vorba despre ID-ul digital și la anul se zice se va schimba buletinul de identitate. Bă, ăla este ID-ul digital. Îți ia amprentă și îți ia irisul și imaginea facială. Ăla Și este. nu mai ai unde să te ascunzi, pur și simplu, Exact. Și da. pe chipul ăla este toată istoria ta de studii medicală. Nu mai poți fi anonim. Nu mai poți să fii Dispare anonim. anonimatul, da. 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 Dar nu spune că este ID-ul digital, spune că este schimbarea cărților de identitate. Și imediat în spate vor veni după aceea că lucrurile astea vor fi centralizate, vor fi și cu băncile. Deci vor fi centralizate la bănci toate informațiile tale, banca va ști totul despre tine și vor veni creditele sociale, care sunt regulile ca în China. Și o să vedem dacă respecti creditele. Pentru că acolo, spre exemplu, o să ai, trebuie să mergi 10.000 de metri, 10.000 de metri pe, 10.000 de pași pe zi. Și nu o să poți să mergi 10.000 de pași pe zi. Și îți ia din libertăți, vezi, dacă... Îți dai seama ce frică iese în noi, se arată în noi când auzim lucrurile astea. Da? Deci îți dai seama cât de atașați suntem, că cum auzim lucrurile astea, cum facem pe noi de frică. Aoleu, ce urmează? Aoleu, ce vine? Vai! Nu? Suntem atașați, că dacă am fi detașați, prin ghiton, vorba aia. Hai! Hai! Hai să vină! Hai! Dar nu, măcar să recunoaștem că nu suntem detașați și este și asta un început. Da. Da, După părerea sinceritatea. mea, este cea mai frumoasă epocă care a existat în omenire. Cea mai înălțătoare, pentru că te duce în suflet, cu forța, că n-ai vrut. Este sfârșitul sezonului spiritual. Până acum, toate viețile, noi ne-am pregătit pentru momentul ăsta din omenire, da? Pentru el ne-am pregătit. Sfârșitul Care egoului, ne-am pregătit? apocalipsa egoului, da. Da. Și într-adevăr, este unul din. Adică este cel moment din Și ce îmi place foarte omenire. mult, o să vină poliția adevărului. Adică nu vei avea, nu vei mai putea să critici pe nimeni, nici guvernul, nimic, că ăla e tot divinul. Că tot. Da, mai bine decât să riscăm să zicem că nu e Da. bine, mai bine să ni se închidă gurile. Da, vom fi blocați complet. Da. Adică ți se închide gura dacă nu te poți Da, singur da. aduce în punctul în care să nu mai zici că nu e Am bine. văzut un Da. film cum în China deja se întâmplă chestia asta. Un tip a criticat guvernul, creditele sociale i-a luat toate drepturile și nici bani nu mai poate să primească de niciunde. Și îl ajută prietenii. Deci crește Da. întrajutorarea între oameni. Deci nu o să mai putem să vedem pe celălalt dușman, ci trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Deci, în Ne sfârșit. învață că singur n-ai vrut. Da, ne învață. Și ne învață sub forma unui, hai să zic, lagăr. Sigur. Da. La grădici. Da, lagăr. Da. Că dacă în libertate n-am vrut să învățăm, poate învățăm așa. Da. Cu Cu rigla forța. la mână, în Cu fine, forța. da, adică înveți de nevoie, știi, înveți de nevoie. Când te arde, înveți. E, principiul ăsta se numește principiul lui Makarenko. A fost un pedagog rus care făcea tot felul de tabere cu copiii și el a observat că copiii care proveneau din familii bogate erau răi. Și nu se ajutau unii pe alții. Ceilalți care nu aveau mai nimic erau binevoitori. Și a venit cu o idee să îi învețe în tabără meserii. Ăia care au învățat meserii au devenit înfumurați și răi și nu te mai înțelegea nimeni cu ei. Da, și atunci a A, dat cei seama că săraci care au posesia... învățat meserii Da, au devenit da. înfumurați. Au câștigat mai mulți bani și posesia i-a îndrăcit. Deci, din cauza asta, ideea este că trebuie să fii deposedat, nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Clar spune. Sau,
Iau pe partea cealaltă, Marius. Uite, un studiu, nu neapărat studiu, dar s-a observat asta în închisori, într-o închisoare cu criminali din ăștia nasoli, adică de ăștia cu recidivă și cumva fără nicio șansă de schimbare. Ce au făcut? I-au împărțit pe grupe și o grupă i-au pus să dreseze câini din ăștia de ajută orbii și persoanele cu nevoi. Și, deci, treaba lor era să dreseze acești câini pentru nevăzători, de exemplu. Ei, dresând acești câini, s-au schimbat pe ei în interior, pentru că, de fapt, odată aveau grijă de animal și, doi, făceau ceva pentru cineva și s-au transformat. Deci, depinde cum vii, că poți să înveți pe cineva meserie, dar depinde cum îl raportezi la acea meserie. Da, uite, face asta și, adică îl raportezi la semeni sau zici, uite, face asta și o să ajungi mare și cumva e nevoie ca și smerenia să fie predată, dar ca să ai urechi să o auzi, totuși trebuie să dai la o parte asta cu eu știu. Da. Da. Foarte interesant, adică, na. Sau am Asta e. citit o carte, am impresia că se numește Baraca 13, dar nu știu precis, s-ar putea să, cifra să o greșesc. Un preot sau călugă, nu știu ce era, a fost dus în gulag și acolo dus la într-o baracă unde erau numai criminali și oameni foarte periculoși. Duri, răi, așa. El nu reacționa niciodată, ei au încercat să-l deranjeze, el nu reacționa. Ce s-a întâmplat? Ăștia, pentru că era cel mai rezistent dintre ei, în sensul că, având pe Dumnezeu, era puternic în sufletul lui, l-a dus odată într-un beci, și iarna, și a pus apă rece pe el, timp de nu știu cât, 4 ore. Și culmea este că el când s-a așteptat să moară. Deci nimeni nu rezistă la asemenea tratament. El era și cald și n-a avut nimic. Faptul că a rezistat la această chestie i-a transformat pe aia toți de acolo. Știi? Și i-a schimbat pe toți. Deci nu Da. i-a schimbat spunându-le ceva, ci intrând el în starea de comuniune cu Dumnezeu. Probabil că prezența lui Dumnezeu i-a impresionat pe Exact. toți Da, și a dat seama prezentă. că muri altfel, deci fără divin muri. Și noi suntem în situația asta acum în noua lume nouă. Dacă nu suntem cu Dumnezeu, fiecare în pericol maxim. Fără glumă. Deci cu toată seriozitatea spun asta, este în pericol orice om. Și noi de aici, din grup și peste tot, care credem că suntem tari, în situații extreme de tipul acela, nu știu cât de tari suntem. Deci trebuie să fii cu Divinul, dar ca să fii cu Divinul, trebuie să te păzești să ataci Divinul. Pentru că dacă ataci Divinul, forța restricției care va veni din față va fi mare și te va omorâ. Divinul din fiecare, da? Să Da, te pentru păzești, că să corpul va faci fi omorât. divinul din bătrâni, din femei, din Din copii, din oricine. Deci guvernanți, din suntem în faza în stânile la care Dumnezeu. lume. Da, suntem în faza în care Dumnezeu omoară corpul, distruge corpul ca să salveze sufletul. Deci Da, e da. nemilos, nici nu discută. Într-un fel îți face o mare favoare pentru că te scoate să nu apuci să-ți aduni și mai multă karma negativă, cum ar Corect, veni, corect, da? corect. Că tu aduni, aduni, aduni acolo și da. Marius, e nevoie să încheiem, Da. nu mai am timp, te-aș ruga o scurtă concluzie. Deși Nu cumva. vă fie frică, am spus ego sau diavolul pică. Da. Ok, cu Dumnezeu înainte, dar. N-are nicio șansă. Nu există șansă Da. pentru diavol. Întotdeauna a suferit, această problemă am avut-o întotdeauna, nu e ceva deosebit, marea resetare și noua ordine mondială. Întotdeauna am avut noi ordini mondiale și mari resetări în toate părțile. Dar le Există dădeam. șansa să câștige, te referi, pentru diavol. Cum să spun, Nu? foarte puțini vor rezista distrugerii. Că diavolul se atacă pe el însuși.
Cât omul rezistă mai mult și se apără, cu atât forța din față de restricție va fi mai dureroasă și aproape inacceptabilă. Diavolul se va autodistruge într-un fel. Se distruge în mod perfect și oameni care altădată îi vedeai că te contrează sau erau obraznici sau răi, o să vezi că se vor schimba. Deci, într-un mod, dacă vor înțelege. Problema noastră este identificarea cu egoul, cu corpul. Noi trebuie să înțelegem că nu suntem corpul și să nu facem mai nimic pentru el. În următoarea perioadă, să fim dezinteresați de corp. Apoi, altă chestie, să fim atenți, să nu acuzăm persoana, să nu credem că ceva din afară este vinovat, că guvernul, că stăpânii la lume, că nu știu care, medicii. Nu, să nu atacăm persoana că e periculos. Ne putem muri, că dacă tot timpul, că nu știi, deci tot timpul ai considerat, să zic, ani de zile că plăcerile vieții sunt pe primul plan, ai făcut totul pentru a împins sufletul dincolo și un atac de genul ăsta se soldează cu atac de inimă. Să înțelegem contextul larg, anume că e apocalipsa ego-ului și pentru că noi nu am putut să ne desprindem voluntar de ego, suntem ajutați acum în această formă să o Exact. facem și este Este spre binele nostru, cea mai evident. puternică apocalipsă care a existat, dar și timpurile cele mai frumoase de eliberare din închisoarea egotică. Dar ne eliberează cu forță. Că, culmea este că noi nu vrem. Nu vrem. Da, Noi nu vrem vrem acolo iadul. la Îți dai? nivelul iubirii necondiționate unde totul strălucește și e numai lumină și bucurie și fericire. Nu vrem Stăpânii acolo. la lume ne eliberează din iad și noi nu vrem. Îți dai seama ce înseamnă Da, asta? da, 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 da. Că Bun, Marius. suntem, o clipă, suntem așa de supărați că o să fim o cârpă și că să ne supunem și că nu se poate ca femeia să se supună bărbatului, vai de mine, așa? Deci vei fi supusă cu forța. Stai liniștită. Vom fi și supuse și supuși, că fiecare pe tralaua lui. Nu scapă nimeni, fiecare așa, la persoană, pe persoană. Ne ia pe bucăți. Are toate fișele noastre acolo. Serviciile secrete ale cerului. Sunt înfișați acolo, fiecare ce am făcut. Toate firele din păr sunt numărate, dar putem noi să ne încercăm să le ascundem, că nu avem nicio șansă. Nu se poate. Așa. Sunt cel mai Ok. puternice servicii din univers. Iar, da, iar universul nici nu există. Așa. Există, da, există până îți dai seama că Creația tu ești el. noastră Când ești el, a dispărut. a dispărut, Dai seama ce exact. trick aici, ce glumă. Fantastic. Da, dar e foarte tare. Marius, să-ți mulțumesc din suflet. Pentru mine a fost foarte edificatoare această conversație. Și sper la fel să fie și pentru ceilalți și pentru noi toți să ne fie de folos și să Doamne ajută la să punem în practică să nu mai împărțim în bine și rău. Că nu atacăm persoana, că îi va da și amar de Să noi. nu atacăm persoana, Vin da. în securiștii cerului imediat și ne iau unde Fără nu trebuie. Ne corecție, fără batem. intervenție, Da. Acum știi, fără așa nu e bine. lagul ăsta numit iad, știi, este foarte aproape. Da, e la 1 centimetru distanță, da. Ca și raiul. Raiul e la 1 centimetru distanță, iadul e la 1 centimetru distanță, deci linia e foarte fină. Ok. Bine. Zi frumoasă, numai bine. Mulțumesc. Mulțumesc și ție la Și fel. altă dată când ai teme Pa, deosebite, cu cât mai stresante și mai neplăcute, cu atât mai bine. Oamenii trebuie să fie șocați, că dacă nu sunt șocați, nu se trezesc. Păi, zic că am fost avizați, nu știu, mai revenim să reamintim avizul. Deci ideea este că dacă nu Ne mai ajungi să dăm câte fii o un cârpă, refresh. iadul ne mănâncă. Da, refresh, refresh, refresh. Nu se poate comenta nimic în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Absolut. Să Da, fie bine da. și mai. Zi frumoasă, Mulțumesc, numai Marius. bine. La fel, la fel, pa, pa.